A, băieții, da, întreabă deja. Pe Discord. Ce delay ai? E undeva la 2 secunde. Deci cum vorbim noi? 2 secunde. Hopa! Numărul 1, Liviu. Hai că intră lumea deja. Hai băieți, hai să verificăm puțin cum se aude. Dați vă rog un share și un like. Da, să dau și un share pe comunitate. Ca să ne adunăm o mână de lume, pentru că avem un oaspete de seamă astăzi. Cam târziu am intrat. De fapt nu-i târziu. Ne-am întâlnit ca să tragem un episod și dacă tot ne-am întâlnit am zis că hai să o punem și pe un live. Salut fraților, imediat salutăm pe toată lumea. Salut, 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 salut. Puțin respect pentru invitatul nostru special, pentru Sebastian Chitoșcă, jucător profesionist de fotbal. Zi salut la chat, frate. Vă salut. Respect, fraților, respect. N-am cum să zic salut, numai moșu. Da, nu. Salut, hit John-ule, exact. Salut, Flavius, salut. Hai ca să dăm imediat și un... Salut, băieți. Salut, puțin respect pentru Sebi. Mersi, fraților. Și nu uitați de butonașul de like, dați și un share. Asta comentă și... Vreau să fac un mic test. Scuze că am întârziat. Dar ce mai ai avut întâlnire dată cu băiatul? Bă, abia am început. Salut. De acum dăm drumul. Ok, se aude bine. Cosmin, Zerg, salut. Salut, Cosmin, respect, frățioare. Salut. Salut, da, eu sunt... Am jucat și la Steaua, bro, salut! Da, chiar, da, dacă aveți întrebări de bun simț, puteți să le adresați lui Sebi, o să încerce pe cât posibil să răspunde. Cosmin, te urmăresc, tu nu știi asta, îmi place ce faci, baftă în continuare. Ok, deci am să intru să dau și un... Ok, am intrat? Nu aici. Bun. Foarte frumos. Da, Cosmin, da. Ok, fraților. Hai să începem să dăm drumul la treabă. Respect. Hai să salutăm puțin lumea bună din chat. S-a adunat ceva lume. Nu uitați butonașul de like să ridicăm puțin live-ul ăsta. Așa funcționează, așa e algoritmul. Înțelegeți voi cum este treaba. Alu, Mareru, Pinguinul, Raul, Răuță, salut, frățioare, Răuță. Vasile Răuță, mă știi? E arbitru, a jucat la... Da. Răuță, frate, e și el cu noi. Salută și pe Matei, și băiatul lui, se uită. Matei. Claudiu, Andrei, Luca, Florin, Nelu, Șerban, Alexandru, Claudiu, din nou, Ovi, Neculai, Ionuț, Bos, Adi, îmi cer scuze dacă ratez pe cineva. Dă să dăm aici că a intrat și Dan. Ok. Flavie, salut. Salut. Ran, Mario, Alexu, Pinguinu, Boss, Gaming, Hunt, Florin, Vasile, salut, bro, cum merge sala, cum merge treaba? Cosmin, pe respect. Iașin, Labra, salut, bro. Ionuț, Coco, bă, câte lume bune. Adrian, salut, Andrei, salut. Sală, băieți. Ok, ești la sală. Oh, mersi. Ești la sală și te uiți la noi. Hai. Foarte bine, te aștept acasă. David, Thomas, Alexandru... Te-au ce întrebări, Sebi, cum este Becali? Cum să fie? Cum îl vedeți la televizor? Ah, dar sunt și întrebări, eu am dat peste. Sebi și pe Andrei Țepeșe la Cealo. Da, îl știu, mi-a fost coleg atâția ani, un băiat extraordinar. Dacă te cunoști cu el, îi transmite salutări. Nu cred că o să pice Botoșanul în banul ăsta... Nu mi-aș dori chestia asta. Așa. Direct din Maria. Bă, nu știu, acum stăm la mâna lui Sebi. Salut. Noi salut, nu vrem din Maria, noi vrem un icon. Un icon direct. Hai iar la Steaua, mi-a plăcut de tine, îmi pare rău că nu ți s-a dat 6, dreptate, eu cred că puteai să te descurci. Oricum, bravo, apreciem, frate. Mulțumesc, Tebi, așa, respect, a fost greu, am avut o perioadă frumoasă acolo. Deci cred că ai renunțat la contractul FC Botoșani. Pur și simplu, noul antrenor, nu făceam parte din vederile lui și nu-mi place să stau pe lângă. Da. Deci o să fie... Da, suntem în piatră. Da, o să iau inform la sală, la balon cu Basic. Salutare, bro. Salut pe toată lumea. Salut, fraților. Campionatul, cine crezi că îl va lua? Îl cunoști pe Pintilin, normal, îl cunosc. Mi-a fost coleg, suntem... Ne cunoaștem, da?
Bă, fraților, noi am tras un episod, o să... Îl avem aici cu noi pe Pintilii. Îl avem pe Pintilii aici cu noi, asta da. Vreau să zic. Am tras un episod, Sebi are o colecție oricând, importantă de tricouri. Nu o să dau sneak peek, doar un tricou să arăt, atât. O să vedeți episodul zilele astea. Nu știu dacă până sâmbătă reușesc să-l editez, dar sper eu până sâmbătă să-l editez. Dacă nu, cel târziu, săptămâna viitoare, începem să pe vedem. Messi din Botoșani. Îl știu pe Messi din Botoșani. Nelu. Când era la junior. Băi, Nelu, tot în BC ești, n-ai mai tras vinul ăla? Ne-a făcut o surpriză. O să vedeți în episod pe ce e vorba. O mulțime de tricouri. Doar o mână pe care au adus-o. O să vă arăt doar unul. Ăsta e tricou lui Neymar Sito. Nu știu dacă se vede. Deci e tricou original pe care l-a primit, mă rog, prin intermediul unui prieten, nu? Nu, lui Oghenda de la Botoșani, okay, care a jucat la PSG. O să vedeți mai multe, frate. O să vedeți mai multe în ăsta, doar un sneak peek, în episodul pe care o să-l postez eu zilele astea. Bun, hai să începem. O să deschidă premiile de la mine astăzi, data viitoare deschidem de la tine, da. Pentru că puțină lume știe, dar Sebi joacă FIFA și joacă bine FIFA, chiar foarte bine FIFA. Săptămâna, mă rog, Team of the Week, ce impresie ai? Slăbuț. Foarte slab, nici măcar pentru SBC-uri. Poate Di Maria ăsta, pentru... Bă, nici au sănă, ăsta nu arată erau rău, mai știi? Mulți jucători de 85-86 la alte... Da, deci, da, ai șanse să prinzi mai puțin aici. Da. Și totuși, nici au sănă, ăsta chiar îmi place. 5 stele weak foot, 4 stele skill move, high asta high work. Ăsta e bun și super sub la echipa super pe care sub. O am eu, dar... Mai mult de atât nu. Nici atât. Nici atât. Așa, și un jucător de 86 la un SBC nu ridică foarte da, mult rating. Da, corect, adevărat. Bă, puțin. Adevărul că ai dreptate, doar 2 de 86, frate. Da, 2 de 86 și în rest 84, avem un 85. A, e groasă, mă, e groasă. De... Ai șanse să prinzi cel mai mult. Di Maria, totuși, cu excepția 2 stelit, mă uit acolo, vezi dacă mă întreb. Jucătorul meu preferat, îl respect pe Messi, dar îmi place Ronaldo. Am desul la fel de bun. Sebi, care e jucătorul tău preferat? Am răspuns. Pentru... Ce părere ai de Andrei Burcă, căptanul echipei mei, sincer, se pare cea mai frumoasă. Da, e un jucător foarte bun, un băiat extraordinar. Nu te dezolvi, nu de rând, dar că are vreo 5 bani de aur în plus. Așa. Da, bă, dacă e, da, nu avem hate, asta e bine. Oricum, moderatorii sunt pe fază. Di Maria, cu excepția două, mă rog, weak foot-ul ăla, două stele, el nu arată rău așa. Dacă pe poziție de cam, sincer, și work rate mi se pare ok, high medium. Pentru mine... Bine, nu-l folosești, tot SBC. Asta? Da. Normal, păi ce tot să SBC. Faci pe el când, nu ai, e, da, de fapt, când da. Ai Raul în atac. Ai Raul, da, Butragheniu, mai... corect. Bă, adevărul că e slab, frate. Nu știu dacă e cel mai slab, dar probabil unul din cel mai slab e timonul lui. Hai să mergem să deschidem premiile. Hai să începem cu Red Pico. Hai deschide tu. Hai deschide tu. Fraților, și fiți pe fază. Nu, no, deschide la tine. Poți să o faci. Da, da, da. După ce ai fost Champions. Eu l-am fost la... Hai să vedem Pico. Din păcate, eu gol 2. Eu l-am deschis dimineața la prima oară. Da, da, da. Am avut parte doar de... De Vrij. De Vrij 86. 86 da, și 82. Da, eu aș fi mulțumit dacă aș vinde pe 86 de Vrij. Sincer. Ești forță. Da, Di Maria. Da, oricum n-am ce să fac cu ei. Am făcut o rang 2. Moderator Andrei. Salut, salut frățioare. În ce scuze am când te-am salutat. Pe ce plafon? E cel mai slab la fut. Dar ce să faci, frate? Atât. Asta e nivelul meu, frate. Gol 1, gol 2. Eu doar știți foarte bine că nu mă dau jucător prom. Și al meu la fel. Unsul ăsta e. Cosmin, dacă primim Di Maria, îți facem cadou în, nu știu ce, dar o să vedem. Vedem noi, vorbim cu Sebi. Îți facem cadou ceva. Hai să vedem, hai dă-i drum. Ok, ia să vedem, frate. Băi, eu sincer, dacă aș prinde 2 de 84... Icon vrem, Icon. Icon. Avem vrem Icon. Deci a adus anume, are șapca cu Icon, fraților. După plicurile astea... bine, bă, De Vrij 86, l-am bine, bro, frate, bine, 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 mersi. Bă, deci ești nebun la cap, deci eu l-am prins pe 85, Hezu, da, în toate picurile astea, mă, bine, mă, foarte mulțumit, frate, ia, nici nu stau la discuții. Eli, da, Moruțane peste mine, dar nu peste mine în pat, peste mine la fotbal, foarte bine, bravo lui. Ia. Bă, vezi, nu lua altceva. Nu lua altceva, nu fac glume de astea, frate. E așa. bun. Și acum un 86 ar fi bun, iarăși. Bă, nu, no, e ok. Eu sunt mulțumit cu ăla. Nu, un 84 are?
S-a zis vai, că... Ce le-am zis? Uite, care unii de Maria? Vai, ce le-a dat. Nu, e foarte bine. Bă, așa luăm pe asta 81. Da. Așa am prins și eu, 86. Bă, da, de vreo, e foarte bun, frate, pentru SBC. De să-mi bag picioarele. Eu n-am mai prins așa de mult. Eu am prins, nu știu, 84, 82. Mă, e bine, eu sunt mulțumit, să fiu sincer. Bravo, bro. Chiar sunt mulțumit. 86. Bine, 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 bine. Nu-i problemă. Hai. Așa. El are zi mai... nu, el e nu, pe respect la noi. Nu. El e ok. Hai să deschidem pecurile. Hai să vedem ce prindem aici. M-am dus la 175, o să vă arăt de ce. Bă, să mă apucea, nu mă doare la ficat cum vă pecurile astea, dar hai. Regol pec, deschide care vrei tu. Ia să vedem, frate. Rămâneți pe fază, o să facem și un draft și o să-l construim împreună cu Sebi și o să jucăm co-op pentru prima dată. Nu e walkout, e măcar bun. E televizor. ETV. Spania, când văd Spania nebunesc. Eu când văd Spania la cartona și nebunesc. Sarabia. Bă, uite un jucător care am jucat contra lui. Ai jucat contra lui Sarabia, nu? Da. Campionatul european. Campionatul european. Ah, el era la Spania, da? Sarabia, de Deulofeu, Morata. Deulofeu? Da. Acum noi dăm din case, că noi am tras deja EPI. Cât ce aveam? 3 de, nu, ăștia trimite pe transfer list. Da, în sus. Ceilalți ai trimis pe toți? În club. Da, da. Ok, eu de obicei mi-ai dau discard la unii. Da, e bun. Mă lasă așa. Ok, hai mă. Ai un knockout măcar din toate, frate. Bă, asta, ăla a fost real mega. A fost de 55.000. Bă, ești nebun. Da, și a dat Morat de Olof. A dat vreo 2-3 de 83. Da, și să rabim. E văzut, te-a simțit. Hai să vedem. Da, Tibi, da. Acum... Din păcate nu e knockout. Nu e knockout, mă. Bă, nu e nici măcar... N-ai cum, frate. Nu e nici măcar... Uite, cam astea-s primele, frate. Da, sunt nasoale. Da, trimite tot la cur. Avem fitness, așa, doi transfer. Pedro, mă, de 82. Incredibil, frate, ce jucători. N-ai cum, frate. Hai, 55.000. Hai un knockout, frate. N-ai cum să evoluezi, mă, la pecuri de astea, mă. Deci n-ai cum așa ceva. Hai. Walkout! Bine, mă! Haide, mă, avem walkout. Hai, fii unul bun. Walkout, hai, fii unul bun. Germania, bun. Müller. Müller 86. Bă, dar e bine. Avem o caut, frate. Müller 86. Poate, mai avem un Walker, fundaș. Bă, ar fi ceva. Se dă bine Walker. Se băie asta, zic, sau un... 80. Un 84, dacă mai am mulți. Dar ok, și 86, frate. Dacă mai am un 83. Lucați, bă. E bine. Stai să dăm ăsta, că asta vreau să fac. Ăștia nu-i... ăștia-i bun. Ok. Deci avem o caut. Bă, ne-am salvat. De ce, mă? Avem doi și avem și un jucător de 86, frate. Deci doi jucători de 86, nu? Nu, pe care... dar... A, și... Păi da. Și Picu. Da. Pe ăsta l-am, pentru că eu am investit în direcția asta. Da. Și al trimit transfer list. Sper că avem așa. Dăm ok. Și pe ăștia de obicei îi dau, știi? Nu-i țin. Da. Asta fac 700 de coins. Bă, pe sărăcia asta îți bun și 700 de coins. Bun. Și acum o să mergem să deschidem și astea. Mă, sper eu... Să fie... Liga 4, rang 2. Eu zic să luăm... Rang 1. Am păsat rang 1, nu? Da, rang 1. Untradable, nu? Luăm untradable. Da, hai. Pentru SBC-uri, nu? Da, hai. Păi eu sper că am păstrat. Sper că am spătrat rang 1. Rang 1. Și de ce? Eram doar la 2000 de puncte, frate. Eram 2000 de puncte, am zis să dai să vezi că e belea. Untradable. Hai să vedem de curiositatea de la Division Rivals. Sunt curios. Dă puțin la Division Rivals. De la da, acolo. Ia dă Y să vedem cât a mers. Nu, dă înapoi Y. Așa. Da, la limită. Deci eu tot timpul mă duc în 20.000, știi? De asta am făcut numai 18.000, n-am avut timp să stau ieri. Hai să deschidem pe curile astea. Moșule, dacă o să dau pe life-ul ăsta, nu cred că o să dau mod, dar o să dau... Opa, încă un pic. Vrei să dai ceva afară? Vă rupă prostii. Vrei să intri în meci? Vrei să intri în meci? Hai, stor. Fraților, nu uitați de butonașul de like. Hai să vedem. Bă, avem ceva. De 45, astea de mega de 35 și are... Bă, ceva serios. Bă, dacă mai prindem un knockout din toate astea... Ia să vedem. Mega pack. Hai, încă un knockout din toate, frate. Knockout din prima! Ești nebun, mă! Bă, trebuie să-l chem pe semi mai des, mă! Doi jucători knockout... Ok... Adivrai. Nu. Scriniar de 86. Bun. De fapt, da, mă, că de vreo nu-i... abia acum și-a luat. Nu. Bine, mă. Deci doi jucători walkout. Bine. Bun, la SBC. Bine la SBC. Bă, și nu l-am dublură. Nu, hai că bag ca să dau. Dar, de fapt, ăștia toți să se întrede. Bă, bine, doi jucători walkout. 3 de 86 cu tot cu respect. Nu mai momentan sunt liber de contract. Pe ce poziție ți-ai zis cel mai bine?
mijloca stânga sau dreapta. Așa am răspuns. Văd că îți merge bine azi. Mai prindem 100% knockout din restul. Bă, dacă mai prindem încă un knockout, păi și n-am prindut și nici nimic. Și avem și Cam to CM, ăsta e scump, dar chiar de Cam Treble, da, da, oricum Cam Treble, zero asta nu interesează. Ok, bun, doi jucători și primul l-am pic. Ales. Și primul ales. Ce ai deschis? Mega Peco? A dat din Mega Peco, a dat? Din da, Mega Peco, da, da. Cel mai bun icon sub 700.000. Depinde, Abi, pe ce post ai nevoie. Da, frate, chiar foarte noroc. Hai să vedem. Deci doi jucători walkout și un red pick de 86. Cel mai șmecher red pick care am avut până acum. Ești nebun la cap? Da, mă. Tu n-ai prins niciodată? 85. Ești nebun la cap? S-am prins că l-am prins pe ăla, era tot 86 de la argentinianul ăla, care am văzut că l-ai și tu, l-ai făcut ăla din 90. Era de la... Care a fost la... Zi, mă. Care a fost SBC? Din Italia, din Atalanta, de la Atalanta. Cum îi zice, mă? A, Gomez. Gomez, mă, exact. Am prins că pe ăla l-am prins. Și l-am băgat la SBC. 86 sau 87 era. Hai să vedem. Nu e walkout, ai poate bold, televizor. Televizor. Dacă e 84, e fantastic. Anglia. Ali? Ali, 84. Ali, 84. E bun. Salut, Sudace. Scuze, frățioare. Respect. Vă pică la doar al cot. Da. Să vedem la vară. Au fost ceva discuții, dar... Să vedem, sper să-l de Liga 1. Da, Ali... vinde deja venit. Albert... Salut, fraților, salut. Ok. Băi, ok. Da, să vedem dacă nu avem... Ok, ăsta cum facem, frate? Ăsta e dublură, dacă avem foarte mulți, opa, 2. Ok. Nu mai joc la Botoșan. Deci faza în felul următor, avem pe ăștia doi, bă, îi pierdem, că s-au întâlnit de bol. De la vară. Eu am un SBC pregătit, dar cred că nu o să-l facem. Ar trebui să-l facem pe Mata dacă îi băgăm pe ăștia, n-are rost. Da, îmi discar și așa prețul de smici la 82-83. Așa 3.000 de cunși, 3.000 da, de cunși. Dar nici atât. Bine, pe calculator sunt 1.000.000 de cunși, știi. Da, dăm așa, pe calculator, da. Pe calculator costă, frate. Mi-a arătat niște prețuri, vai, doamne, de doare la ficat. Hai. Hai că e bine, doi jucători walkout și un red pick. Nu am Instagram, nu am absolut nimic. Sunt al nimănui. Mă găsiți la Basic Moșu pe canal. Deci pe canal, nu pe canal. Pe canal, nu canal. Toșca din vară la Steaua, da? La Steaua Roșie Verde. La Steaua Roșie. Hai. Nu e caut, hai poate e board. Mega pack. Bă, ești nebun, nu-mi dau ăștia. Dar de fapt, s-ar putea să nu ne mai dăm. Ne-a dat totuși 2 de jucători walkout, red pick 86. Încă un walkout, zici? Da, bagă să ieși ceva. Ia să vedem. Și de ce că nu vreau să aglomerez mai mult de asta? Ia să vedem dacă recuperăm ceva de aici din 53, ok. La Astra, știi tu ce știi? Așteaptă mâine la 20. Ok. Ce am făcut cu primii mei bani din fotbal? Bună întrebare. Bună întrebare. Fraților, nu uitați de butonașe de like. Știi cumva dacă s-a anunțat... nu, încă nu știu dacă s-a anunțat oficial, dar mâine e... Da. Sunt prieten cu Alebec. Mă cunosc cu el, da. Cine crezi că ia Champions League? Chiar, bă, nu te-am întrebat. Cine crezi că... cine vrea să ia Champions League? Aș vrea Juventus. Juventus vrea să ia Champions League? Da. Pentru Ronaldo, tu n-ai vrea pentru Ronaldo. Bă, eu aș vrea sincer, Liverpool. Aș vrea Liverpool. Dacă lua balonul de aur cum trebuia să le ia pe da. Corectitudine, nu mai vreau să ia Juventus Champions League-ul. Da, vreau corect. Să le ia Barcelona. Corect. Dar fraților, acum aș vrea Juve. Suntem 180 pe live, vă mulțumesc din suflet. Hai să ridicăm puțin, hai să dăm puțin like. Suntem 180 și avem doar 80 de like-uri, frate. Hai să agățăm 100. Hai să agățăm 100 de like-uri. Hai, fraților, că se poate. E un sentiment plăcut. Salut, gaming! Salut, Alex! Trebuie să fac teme la chimie, da, mă? Priorități. Școala pe primul loc. Până la un anumit moment. Aici luăm knockout. Aici luăm knockout? Ia să vedem. Nu, luăm. Tura viitoare. Next time. La Mâncare TV. Mâncare TV. Oh, 85. Da. Ba, nu, sau e 84? Limani. Nu, e 85, Brahin. Nu, Manez e right middle, right forward. Mă crezi?
Nu, nu prea o să... Bă, e bun. Deci avem 3 de 86, un 85 și 84. Bine, mă, hai că nu e rău. Nu e rău. Încă un 84. Bun. Opa, foarte bun. La SBC-ul și nu am dublură. Bă, să-mi bat picioarele, dar eu nu prind așa, mă. Ești nebun, n-am prins. Dă-te la aceeași pe copă, am avut tot gol 2 și am prins 83, ce am avut jucător. Săptămâna trecută. Ăsta l-am pierdut. Ok. Zero am points. Am uitat de Vrij de 86 și încă un de 88. Müller. Müller de la Bayern. Plus red pick tot de 86. Hai, două rare players make. Da, astea sunt așa de nașpa pick-urile astea, frate. Erau mult mai bune la FIFA. La fel și Prime-ul. Ah, nu e walkout. Hai măcar un board și e board. E board. E puțin mai gros, știi, când apare pick-ul. Center back, Pepe. Bă, nu e rău. Bine, mă, bine, bine. Deci cât am? Avem 2 jucători de 85, 2 de 86, vreo 3 de 84. Hai că e bine, frate. Și totuși unde e iconul ăla? Îți scoate sigur luăm icon. Sigur luăm icon, frate. A luat cineva icon, dar nu spun cine. O să spun el la momentul potrivit. Evident că nu l-a luat live, că așa se întâmplă. Când faci live, nu prea iei. Când nu faci live... Salut, Cleveri! Pachete tare ai avut azi, da? Să știi că da. Deci asta-s pachete tare la mine, frate. Da? Da, uite ce scrie. Păi bune, uite. Puf, ce pachete tare ai avut azi. Mai rar așa ceva. Păi bune, mă, ești nebun, iau de 83. Lasă că săptămâna viitoare facem de la mine. Facem de la tine, Vicon. Divizia da. A doua, rank 1. A, tu ești divizia a doua, mă. Ce tare, frate, bravo. V-am zis că ești jucător bun. Divizia a doua, eu nu, ești divizia a patra. Am fost între am slavă pentru divizia a doua. Când intru în meciuri, nu mai ai iconuri, nu mai da. Toti, nu mai... Da, știu, știu, știu. Dar ce prețuri aveți acolo, frate? Quick sell. Hai să vedem ultimul pack. Ultimul pack și... Îl deschizi tu, nu? Poate... Nu, nu, nu. Păi dar dacă îl deschid eu, nu iau nimic, frate. Măcar așa, ia. Nu e ocau, nu contează. Sunt foarte mulțumit, frate. La cum merge mie... Ai prins 5 de 80 și... Nu, 4 de 85, nu? Ai 4. Vreo 3, 4 de 85 și 3 de 86 dacă pune în red pick-ul și vreo 3, 4 de 84. E bine, mă, am la SBC-uri de... la greu. Am de băgat la SBC-uri la greu, la greu, la greu. Da, aș vrea. Ah, ăștia pierdem, frate. Dar depinde, niciun normal. Aș mai vrea să mai joc în România. De asta nici nu m-am mai semnat cu nimeni momentan. Ok, deci asta le dăm așa și mai avem ăștia trei, am putea să-i băgăm la un SBC? Nu, no. Hai, dăm discard și așa prețurile sale care sunt, quick sell, items ce și... Da, mi-a luat de grijă. Mă, dacă tot e ora 8, hai să dăm un ochi să vedem ce au scos ăștia nou. Bine, mâine o să fie joama ta. Eu de fapt pe ăsta l-aveam, am zis, dacă prins mult de 83-84, aveam deja pregătită echipa, știi, și puteam să-l fac, practic. Hai și mai luăm un walkout de la Mega Pack ăsta. De la nu, dar nu-l fac, dă-l în mama. De ce? Fac. Nu, dacă prindeam multe dubluri. N-am prins numai în 84, am dat discard. Dar nu, în 83 am dat, nici n-am avut 84 da, discard. Da, dar e high rate, de 89 și 1 megapack. Da, mai să vedem ce iese mâine la ofertă. Mâine dacă câștigăm draft-ul, poate câștigăm draft-ul. Dacă câștigăm draft-ul, dar unde câștigăm? Tu crezi că trece mai mult de tura întâi? La cop, jucăm împreună, la același meci. Nu contează. Bun, hai să vedem. Dacă câștigăm draft-ul, îl facem, da. Eu zic că nu trece mai mult de... ia să vedem ce am mai băgat ceva. A băgat ăsta. Marca ăsta. Hai să-l facem pe să faci fault ăsta. Hai că vedem după draft. Băi, dar ce premii slabi. Gold, respect, premium, gold, ok. Am mai băgat ceva la icons? Cred că probabil la icons sunt sigur că au băgat. Dacă au băgat ceva, dacă nu, mâine. Mâine așteptăm să vedem ce oferte bagă ăștia. Mâine după ora 8. Ryan Giggs, Socrates, Carnota, Del Piero... n-au băgat nimic, frate. N-a băgat absolut nimic. În fine. Da, cam asta, fraților. Hai, apăsați butonul de like și dăm drumul la live. Au băgat ăștia market atât. Market matchups, atât, într-adevăr. Bazi, când faci un fotbal challenge cu Sebastian. Băi, dar vreți să mă fac de râs sau ce? Țineți neapărat să mă fac de râs sau ce? Putem să facem. Cum să nu? Ok. Bravo, fraților. Așa îmi place. Îmi place că apăsați butonul de like. Bun, hai să dăm drumul din prima, mă, la draft. Ok, ca să nu pierdem, pentru că nu vreau să mă lungesc foarte mult, vreau să stau o oră, o oră și ceva în funcție de cum se termină draftul, pentru că nu, noi deja am tras oboseală, o să facem și data viitoare, să vedem care e feedback-ul, să vedem dacă mă intră moșul dă cu stângul dreptul. Băi, nu e chiar așa, nu dă cu stângul dreptul, a fost și moșul fotbalist oleacă, nu la nivelul lui Seve, dar... Dau jucătorii cu stângul dreptul, apoi amatori. Da, păi, da, așa e. Bun, draft, unde ne bătre să intru? Aici, online draft.
Cum văd recordul, frate? Pentru că recordul meu nu e fantastic la draft. Am avut 7 intri, doar unul câștigat. Bun. Bun, e bun, doar un draft câștigat? Nu e chiar așa e bun. Din 7? E bun, de ce nu? Hai să vedem. 15.000. Și eu, mersi, Flaves. Ia, alege tu, bro. Asta, bro. 4? Mergem 4-2-2-2? Da. Asta e formația care o joci și tu de fapt? Am jucat-o mult timp. Păi și la picuri cum facem? N-avem left timp? Bă, asta mergem. Tu alegi. Păi tu nu, alegi, tu alegi, tu alegi. Nu trebuie. Hai, dă-i drumul. Hai să vedem. Ok, capitanul primul jucă. Oh, leu, cum începem, frate, fără doar și poate. Luăm super sub. Luăm super sub. Da, bine, că dacă îl băgăm... Ah, l-a băgat right middle, frate. Ce interesant, l-a băgat pe dreapta. Bun! Ce ai făcut, Bobiță? Ce ai făcut, Bobiță? Messi, bă, Ronaldo. Bă, ești nebun, a dat și pe Icardi, l-a băgat și pe Müller. Bă, tot special card, Belotti. Evident, Cristiano Ronaldo. Ce, pe ce vorbim, frate? Vai! Bă, dacă nu câștigăm draftul ăsta, e belea. Știi cum, dacă ne dau colonul de pe Nerifund, stai să vezi. Bun, 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 bun. Pentru chemistry, nici nu leau pentru altceva. Pe Dzeko? Păi n-ai cum să iei altceva. Păi după aia joacă Ronaldo încât. Dacă ia, pe cine vrei să ia? Păi luăm pe Benader și după aia facem link-uri jos, frate. Păi dacă luăm pe luăm așa acolo sus? Și super sub? Hai, ia așa, bun, gata. Iar că l-ai pe băgăm pe Mbappé. Corect, 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 corect. Hai, hai să facem. Și aici vrem un, cea mai bun, un Gomez. N-ai îngolat? Bun, Gomez. Oh, Neymar, nu, trebuie să lei. Ronaldo, nu lua pe el, nu, cum credeam că ai pe Gomez. Nu, Neymar trebuie luat, frate. Neymar trebuie luat. Și schimbăm acolo sus și vedem cum facem. Da, nu, ia-l pe Neymar. Dă-l naibii, că îl mai prindem o dată Neymar. Normal așa ar trebui, ori Nainggolan, ori Gomez. Nu, ia-l pe Neymar, frate, trebuie să-l luăm pe Neymar. Bă, nu lua pe Gomez, ia-l pe Neymar. Bă, nu fi nebun. Iar pe Neymar și după aia vedem. Da, dar ne strică, deci ți-l dă și strică tot chemistry după aia. Hai că leu pe Neymar. Iar pe Neymar, nu, trebuie să-l avem pe Neymar. N-ai cum, frate, trebuie să-l avem pe Neymar. Așa și vedem acolo când îi combinăm. Oricum ne dă și un brad. Socrates, nu? Bă, doar și nu vrei Maradona. Bă, care vrei tu? Care vrei tu? Știi care e faza la Socrates? Dă un pic pe el. Îmi place Socrates în afară că e înalt, are 5 stele weak foot. Maradona are 3 stele weak foot. Socrates, frate. Socrates. Da. Na? Da, hai să vedem. Hai deja, Neymarito. Ia să vedem, voi ce scrieți acolo? Ia să vedem. E bun, Neymar, Maradona. Bă, Maradona, da, Alex e cu Maradona, frate. Bă, dar ce draft, mă, ești nebun? Socrates. Oh, Lord Tupia, salut, respect, frățioare. Salut, 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 salut. Bă, am înțeles că vrei să-ți iei Battlefield, da? Royalul, să jucăm. Socrates. Bun. Ce avem nevoie aici? Un Vieira? Un Vieira sau un Gullit? Da, hai, ne-a dat de neajulit. Bă, belgian. Belgian, Liga Nemasito. Din Italia n-a venit nimic, frate? Rămân pe ăsta de la... Ok. Vreau pe ăsta. Bă, la fel, la ei nu uite cum arată ca CDM, frate. 96-95. Da, oricum o schimb. Da, îl schimb, da. Fernandinho Busquets. Trebuie să le iau pe ăsta. Da, pentru link, da. Bă, dar avem nevoie de sabur, frate. Ăsta sau Bilia? De fapt, aceeași oară. Fernandinho e mort. Ăsta trebuie să-l iau aici. Ăsta trebuie să-l pun. Stai puțin așa. Dar că venim după. Socrates așa. Hai că vedem. Venim după. Bă, merge bine, dar acum... O, bun. Bun, bun, bun. Teles bun și face link și cu Neymar Sito. Bun, frate. Hai că nu e rău, mă. Hai că nu e rău. Din cu Neymar, Sito, după aia vine... Deci avem nevoie de un striker, un Nike, un striker. Oh. Uite, hai să vezi ce-i cu jocul ăsta. Dacă te uiți la așa doi, la da. Ce pot iei pe teren... Da, bine, Van Dijk e șmecher. Van Dijk e top, pe e lângă Koulibaly. Da. Dar uite-te la cifrele lor. Da, corect. Cum e? Da, așa e. Da, așa ai făcut jocul. Are jocul, au anumit jucători boost? Da. Înțelegi ce zic, da? Uite-te. Pe la fel jucătorii, mă, că dacă le iei, spre exemplu, le iei pe Jesus de... Acum, pe cine luăm? Van Dijk. Îl luăm pe Van Dijk. Normal. Hai să luăm pe Van Dijk. Van Dijk. Că mă gândeam că făceai link-ul cu Koulibaly la, da, la Italia. Prindem un fundaș dreapta aici. Hai să vedem. Ce fundaș dreapta prindem aici după aia. Ia să vedem.
A, Matip. E bun. Așa merge. Și-o luăm pe Alisson și avem full cam. Păi n-ai altfel cum să mergi. Sau vrei să le iei pe ăla de la Roma? Să facem link? Nu, dar nu faci nicio. Nu, hai să luăm pe Matip. Deci arată cum arată cu Hunter. Și azi vedem acum striker. Van Dijk cel mai bun. Cu siguranță e unul cel mai bun. Nu-i bun, mă. Am zis că e Alisson, dar nu-i bun. Iar pe Asenso, ca să avem portar. Hai să scoatem pe... De fapt, n-ai cum să scoți încă. Așa îi dai? Tot timpul îi dai așa? Da, oș. Bă, dar ce ne-am... Bă, eram sigur că asta se întâmplă. Deci încep bine și la un moment dat îți dă în cap, frate. Eram sigur că așa se întâmplă, frate. Shaqiri. Bă, opa, Skriniar, bun. Ăsta e bun, frate. Nu prea ai altceva. Sau ai ceva să alegi? Nu, ăsta e bun. Și o să-ți face link acolo. Right middle. Nu. No. Avem, hai să completăm lista, că nu e roză. Oricum, avem un sub, îl aveam pe Mbappé sub în față, să joace cu Ronaldo. Băi, dar ce prost ne dăm. Right middle, nu left middle, right middle. CDM ăla din Germania nu ne ajută cu nimic acolo. Let's see. Pele sau Ronaldinho, ar fi ceva. Oscar, poziție de chem. Bă, dar numai din campionatele astea... Da, pe Oscar. Brazilian și nu mai legăm cu Neymar. Îl faci cu Neymar. Bun, Cancelo. Bine, mă. Ne-a scos ăsta. Ne-a scos. Hai. Cu ăsta e ok. Și îl punem și pe Skriniar lângă. Bun. Hai că e bine. Joacă Ronaldo în 10, asta e important. Da, exact. Deci am pe Ronaldo în 10 și avem lângă el pe Socrates. Hai că e bine. Right back unul cel mai bun din joc. Tu, cum o dăm aici, frate? Complicat. Aici n-ai cum să iei decât Davis ăsta. Să-l legăm cu... Da, ca să-i dai link-ul... Da, corect. Să-i dai link-ul Van Dijk, cât de cât. Aici un portar, îmi trebuie o legendă. N-ai cum. Hai, băi, să mă rog. 3-4-3 singur. Și din Italia? Nici eu. 3-4-3. Păi Pop trebuie să, bă, ce ne-o dat la ficas, frate. Și oricum o să jucăm cu Asenzio, că nu jucăm cu portar de 80. Da, luăm pe ăsta, ca să-mi dea cât de cât link la Van Dijk. Ia vezi. Da. Suntem la 83. Dure! România U21 versus Spania. Ok. Hai să vedem acum. Hai poate o reglăm acum, frate. În primul rând am nevoie de un striker acolo sus. Bun, ce de-ai meu ăsta. Da, să faci link. Da, mă, iar și facem link. Și pe cine scoatem? Cine acolo? Mai degrabă faci link-ul ăsta, că e de 10, că e de la Liverpool. La Liverpool, da. Facem așa, da, bagă-i așa. Și oricum o să încercăm să băgăm... O să băgăm înapoi pe Fellaini. 5 plus și joacă și ăsta în 10. Da, și ăsta joacă 6 cu 7. Bă, ne-am făcut pe final. Da, vă salut, Alexia. Salut, Răuță. Vincius. Bun, vă luăm. Nu? Da, n-ai chef? CDM, Bilea. Bilea, CDM, frate. Da, arată rău, mă. Și dacă îl pui cu ce... Ia să mă cu cine face link pe... Da, nu cred că avem nevoie. Dacă era de la event, n-avem nevoie. Luăm pe Vinicius. Da, iar pe Vinicius. Și probabil o să joace Vinicius în față și... Super sub-uri. Care? Super sub-uri groasă. Care? Pe care preferi? Pe Hazardele? Nu-ți place Hazard, da? Bă, da, l-am team of the... Cum? L-am player of the match. Îmi place Hazard. Bine, în același timp îmi place și Bale. În joc. Bă, îmi plăcea și în real life, dar nu prea mai mișcă. Nu primești nimic, mi-a de Paște, gata, m-am supărat. De ce te-ai supărat, Neluțu? 3-1 că la cafea. Cafea? Băi, Neluțu, uite, iar ești... Neymar. Cavani. Cavani? Bun, asta e, frate. Ia-l așa. Și ce face Ronaldo? Tot în 7 se duce. În 7 se duce. Dar joacă Neymar City în 10? Nu. Da. Hai, hai să vedem ce și cum. Nu contează. Putem să jucăm și în 7. Bun. Bine. Acum, întrebare de baraj. Ok. Clar așa jucăm, frate.
Clar așa jucăm. Dar e în 4, mă. Nu, dă-l înapoi. Păi da, dar nu-l scot. Bagă-mi în tun. Păi și pe cine bagi? A, jucăm? Păi n-ai. Stai să faci eu. Păi n-ai, așa-l bagi din prima, acolo. Chem. Știu. Da, mă, jucăm așa. Aici e problema. Stai puțin să văd ce-o. Portarul scoate, îl băgă pe Asenziu. Teles, Teles Chem, nu mă, cum, ce Teles, unde Teles, îl avem pe Teles, a, Teles mă, da mă, Teles, hai să vedem cât pierde Van Dijk, dacă băgăm pe Teles pentru Chemul, ia încearcă o leacă pe Teles, deci se duce în, da, tot în 7, se duce în 7, nu, nu e bun, frate, nu e bun, pentru că nu se mai duce Van Dijk în 10, da, ok, și rămâne în 7 și o să facem super sub. Dacă îl băgăm pe Fellaini, ce încerci să faci? Cam. Uite ce încerc să fac, să-l pun aici pe ăsta și aici. Să-l bagi pe Cavani? Da, mă. 94, ești și jucăm 10, deci ăștia singurii care joacă. Bine, bro. Bun, și minutul 1 cum intrăm? Intrăm așa? Nu, nu, înapoi. Înapoi, da. Pot să fac, am un fundaș dreapta, am ăsta. Da, și aduce așa 10-10, jucăm. Da, mă, cred că așa o să jucăm. Păi, mai bine de atât n-ai cum să o da, aduci. Și ce schimbări o să avem? O să băgăm Skriniar. O să bagi Skriniar. Locul Matip. Mbappé. Păi și portar trebuie să băgăm pe Asenziu, jucăm cu Patricio ăsta. Da, ce are? Cu ăsta jucăm în poartă? Da, ce are? Îl mutăm, aia e... Vai, frumos, da, Valeriu, e frumos, de nu mai poate. E ok draftul, e ok, dar pana mea, nu știu, dar... Băi, și cum jucăm? Nu știu, nu jucăm în față cu Eusebiu? În față. Ăsta iese în minutul 1. Băgăm Eusebiu. Așa. Și îl băgăm pe Mbappé. Băgăm Mbappé dreapta acolo. Skriniar, Matip. Eu sincer să spun, a juca cu Eusebiu aici. Dar nu joci, mă, Sidin cu Isim. Hai zi tu cum vrei. Aș vrea să joc aici cu el. Așa. Și dau să... Da. N-ai ce să-i dai. Joc în Mbappé acolo, la ce? Da, și în față? Și în față n-aș băga pe asta. Să joci așa cu Vinicius în față? E puternic rău și băiat. Dar bine, jucăm cu Eusebio prima oară și îl lăsăm în ultimele două gemte pe Vinicius. Bun, hai să luăm antrenorul să vedem. Deci 97, dacă scoate măcar 99, Premier League 99. Bun, hai să mai vedem. Franța 97. Spania 97, cred că ăla. Da, 99. Bun, hai. Suntem în 99, probabil un draft de 188. 188. Nu e rău, frate. Hai că nu e rău. Păcat cu linia aia de mijloc, dacă scoteam mai bine la capăt. Hai să ne facem acum, înainte să intrăm în draft. Setările, nu? Da. Nu. Go back. Scurios, 4 luni jucăm cu... Bă, e greu, frate. E prima oară când jucăm. Da, și jucăm și... Bă, dar nu, mă, stai un pic. Eu trebuie să dau. Nu. Dau așa, mi-am dat, am zis că asta merge puțin. Nu dau eu cum trebuie. Aici, squad action. Am greșit eu, frate. Ok, custom tactics. Ca să dăm din primul minut pe defense. Cum vrei să joci aici? Deci mergem pe stilul tău. Cum joci tu de obicei? Nu, bagă-ți tu aici. Da? Hai să încercăm pressure on heavy touch. Okay. Și jucăm balance aici. Normal. Așa, puțin mai în spate joc eu. Ăsta dă-o la prima linie. La prima merge aici? Da, la width? Da. Aici cum te duci? Mai sus puțin, două. Așa, atât, la corner? Atât. Lasă așa. Aici te joci mai jos? Nu. Da, așa, da? Da. Nu. Cred că le ridicăm puțin, două mai sus, ia dai două mai sus. Așa? Așa, at. Atât, da? Da. Bun. Instruction. Aici o să jucăm cu stay back, n-ai cum. Da. Stay back. Cover wing, ambii. Pe cover wing, nu rămâi centru? Tu joci cover wing, nu? Cover wing. Aici okay. AM-uri care îți urcă, ca benzile. Da. Ai înțeles? Da. Și trebuie să acopere cineva centru, wing. Ok. Ei, și la chemuri? Cover wing? Nu. La chemuri dă e... Stay forward? Stay forward. Stay forward. Și acolo se duc în careu toți, dă înapoi. Aici am mijloc la suport on cross,
Stay on the edge of the box, cross. Get in the middle for the cross. Ambi, da? Vrei să joci așa. Ok. Atacanții getting behind. Getting behind aici. Stay central. Stay central. Așa îi joci? Da. Stay central. Stay central? Pe ambii așa îi joci? Da. Ok. Deci asta e joc altfel, știi? Da, e curios, e curios. Bun, stay back, aici o să lăsăm stay back, overlap, nu? Overlap de la... Da, dar eu aici vreau neapărat să joc stay back. Când okay. Îi dau eu, da. Și overlap. Stay back și overlap. Da, da, da. Eu tot timpul stau indiferent, pentru că prefer să-i dau eu de aici. Bun, și vreau o singură chestie, deci să schimbăm din primul minut la instruction aici. Mă, dar de ce nu-mi dă... Ca să schimbăm, să ducem pe Eusebiu, mă. Nu-i la fel? Nu, la draft nu e. Nu poți, nu? Nu. Hai. Trebuie să facem noi? Hai să dăm drum. Trebuie să-mi fac eu setările puțin, de yes. Yes? Ok. Poți să-mi fac... Forța Botoșan, forța lui Neam. Da. După ce începe meciul? Dar ce setări trebuie să faci? Să-mi schimb, să alerg de pe săgeți. Cred că trebuia să dăm înapoi. Hai, dăm înapoi. Așa. Hai să vedem puțin. Atât pe săgeți joci? Da. Tare, frate. S-a obișnuit ca la PlayStation. Ca la PlayStation. Mă, am impresia că trebuie să ieșim de tot, de tot. Ultimate Team, da. Și cred că o să mergem aici la setări, pentru că vreau să văd pe setări clasic cum merge. Customize settings. Aici, basic controls sau ceva de genul. Controller 1. Ăsta e controller 1, e a tău? Da, e a tău. Atât. Atât? Asta e tot? Da. Bun, hai, frate. Dăm back. Intrăm înapoi. Și hai să vedem. Bă, deci dacă trecem... Bun, dacă trecem în primul tur... Hai să vedem. Hai să vedem. Fără să nu meargă. Fără pe alternate că nu merge. Să vorbim de pe acum. Da. Când te aperi, iese doar unul. Păi da. Tu te aperi sau eu? Indiferent. Păi caz, ce preferi? Să atac sau să aperi? Eu prefer să... Atac. Atac. Tu apără-te. Da, adică eu nu ies în apărare, doar da. Dublaj. Bine. Am grijă la hai. Dublaj, da? Bine, hai. Bun, deci dacă, deci dacă iau gol e vina mea, dacă dă gol e meritul lui. Bă, ce m-a lucrat aici, mă, frate. Ce m-a lucrat, mă, se mică. Nu-i nimic, bine, bun, ok. Atunci hai. Ne apărăm amândoi, dar nu, pe nu. Rând. Pe rând, așa, nu, scuze. Hai, de drum. Hai, frate. Bun, și atunci pe USB nu putem să-l, trebuie să-l jucăm așa, gen. Nu? Îl schimbăm. Da, schimbăm, da. Salut, să-ți... Doamne ajută, hai! Hai să vedem! Bă! Bă! Mai bună ca noastră. Bă, dar nu, în față nu, în față nu, în față nu. Dar nici pe fund, în afară de Martini... Bă, portarul ăla, eu nu, pe mine nu mă convinge. Bă, portarul ăla, da? Bă, avem schimbare, oricum avem schimbare, oricum avem schimbare. Facem două schimbări și după aia vedem. Pe mine e portarul ăsta. Rogue Gaming... Da, bă, nu veniți cu hate, fraților. Da? Nu veniți deloc, dar nu cu hate. Da, poate să vină. Poate să vină, da, da. Ok. Deci. Mbappé. Cavani. Skriniar Matip. Și vrei portar? Nu, acum da. Lăsăm. Lăsăm acum. Bă, dar nici pe Telis nu-l avem. Lăsăm acum, doar că du-l pe Eusebio în locul lui Mbappé. Și schimb după aia dacă e așa. Da, mă, fă tu. Hai, fă tu. Nu-l mai bagi pe Skriniar? Ți l-am dat. Păi da, păi să mai facem o schimbare? Nu mai schimbăm portarul deloc? Lasă așa. Hai să vedem. Dar nu s-a schimbat nimic, știi, nu? Hai să vedem. Știi că nu s-a schimbat nimic, nu? De ce? Că n-am dat să ies. Păi dai sumit, da. Mbappé. Deci Mbappé cu Eusebio. Nu, vreau la bază. Aici așa. Uite, vezi, dacă îți joc din semn, poți da diagonal la calume. Da, lăsăm da. Pe Matip și băgăm portarul. Zi repede. Nu, bagă-l pe Skriniar. Bun, hai să vedem. Da. Portarul ăsta e mama măsii. O să încercăm să-l mutăm care să poată. Ce bătaie de luăm, frate. Vrem să spunem 0-0 la pauză. Foarte bine. Hai, bro. TeleCDM. Da, mă, e o idee bună, mă. Da, eu nu sunt.
Vai, eu n-am dat! Joacă-te! Vai, eu n-am dat în dreapta când am ales, frate! Nu-i nimic, nu-i nimic! Da, următorul meci pot, da, următorul meci. Dacă mai e următorul meci. Nu contează, nu contează, ia și joacă. Băi, da, frate, ce bose, atât de concentrat încât n-am dat. Nu contează, dacă ceva mai facem mult. Dacă ieșim din prima. Jucăm o repriză și o repriză. Băi, nu, jucăm la gol. Ok. Da? La gol și gol. Dacă ia unul, să dă unul, intră următorul. Bine, hai. Bine! Bă, dar nu mă intru eu acum, nu da, mai intru. Bă, nu, intru până ei. Hai că și-aș vrea inima noi. Bine, mă, frate, Cristiano Ronaldo, bravo, mă. Bă, și-a dat cu stângul? Cu stângul a dat, mă. Ce înseamnă, mă, timpul? Ce înseamnă, s-a pe și bine pe butoane. E Ronaldo, frate, dă bine și cu... Adi, mersi, frățioare, voi sunteți tare, mulțumesc pentru susținere, fraților. Bă, adevărul că Team of the Year... Hai cu kick-off leech. No, sper să nu. Da, mă, Telescu, te zicea cineva, Telescu ca CDM, nu e ideea rea. Și-l aveam și pe Fellaini ca CDM, are boost-ul ăla cu 96, dev 95, deci avem schimbări. Am și camera diferită să mă ori. Da, eu joc op. Oh, my God. Dai... Păi acum nu mai ai să mai dai. Dar ce, tu cum joci? Cum dai? Teleblocat? Da, așa joci? Și te înțelegi cu camera aia? Abia am pus-o nou, că jucam default. Ah, default? Nu, no, bă, eu copul, văd puțin mai mare, știi? Mă moșul sunt pe live, dar vreau concentrat... Oh, moșul eu sunt pe live, dar nu vorbesc, că sunt concentrat să-ți dau câștig. Cum să-mi dai câștigul, frate? Dar ce, jucăm cu tine? Bă, dar joacă pe bune, mă! A intrat odată cu noi? Sau ce? Da, s-ar putea să fie din FIDA Snipe, dar nu știu sigur. Bă, joacă pe bune, nu ne... ce win să, cum să ne dai? Ia și joacă, frate, acolo, noi nu suntem așa. Noi vrem să... aia noastră cum ar veni. Ia și joacă, bro, dacă într-adevăr ești tu, ia și joacă, ce nu. Da, mă, mi-am mai primit Snipe așa, știi? Intrau și intrau, băieți, da, am mai dat de... Băi, așa poți să găsești drafturile. Așa poți să câștigi drafturile, da, bă, da, nu neapărat, că trebuie să fie, cum te duci, a doua tură, cum te duci? Trebuie să fie la a doua fel, tură. La trebuie fel, să intre fie... și el, să câștige și el meciul. Da. Da, dar n-ai niciun farmic, frate, când câștigi trebuie să câștigi pe bune. La crocheta aia mă disperă că bă, trebuie la... să o faci când, da. Când mm-hmm. ești oprit din... Și nu cunoști jucătorii. Și nu știu câți o fac și care nu o fac. Păi ăla-i pe Socrates o face, pe Cruyff, Eusebio o face, Ronaldo o face și Papacito o face cu siguranță, frate. De asta nu face nimic. Parola nu face. Aoleu, ce mi-am găsit, ce colț, partea aia s-a dus. Sebastian e Gold 1, am impresia, la FIFA 19, sper să nu vorbesc prostii, da. Și Elite la FIFA 18, dar... La 17. A, de fapt că e luat pauză. Da. Așa eram și eu la 18, frate. Oh, Patricio! Fără să-l muți. Așa eram și eu la 18, nu știu, mergeam mai bine. Mi-a plăcut mai mult mie FIFA 18. Super tare, l-ai scos? Bravo. Bă, dar ce portar, mă! Mai căldai pe DH așa de Patricio ăsta când vezi. Ia pe Patricio! Bă, uite, ești nebun la cap. Din bar în bar. Din bar în bar. Cum să-ți dea portar de 83 totuși, mi se pare puțin, dar mă rog. Ți-a dat un de 87. E, 87, da. Acum dacă eu așa să mă gândesc bine, 87... Ia vezi, Patricio, ce da. Caut acolo dinainte. Da. Dacă stau bine și mă gândesc, dacă intră la 6,2 și s-ar putea nici în 6,2 undeva în 6, pentru că nu avem chemistry de 100%, nu joacă ca un portar de 87, joacă ca un portar de 84-85. Deci mare diferență, s-ar putea să nu fie între Asensio și Patricio. Dar e grabă ții o schimbare pe final pe altceva. Picior scurt. Cu cine era? Suarez. Facem 200 de like-uri. Da, ar fi ceva. Și fiți pe fază pentru că avem episod frumos pe care o să-l... Aoleu, de ce a scos partea? Am văzut. Știam că vreau toată. Parolul Socrates. Uite, bă, ce... Da, așa face. Știi, am mai pățit și eu, frate. Dar nu știu de ce. N-are... Dar te joci, dragi. Da, n-are... E lent, e lag de la ce? Da, e posibil să fie delay.
Dar nu era noi așa, mă, delay. Ce, la voi pe piscina aveți delay? Ba, da, da. Se e delay. Chiar așa de nu, am văzut la Socrates ce ți face. Asta e golazo! Ce așa? Face, da, asta vreau să zic. Bă, sari câteodată mingea. Nu știu, nu-mi dau seama de ce. E bun, dar e, nu e de la composure, frate. E posibil de la ball control. Nu m-am uitat pe el să văd la ball control. Sare puțin mingea din el, la preluări, de aiurea. Da, știu, am pățit și eu la asta. Am pățit și eu. L-am mai prins o dată în draft și exact aceeași problemă. De asta nici nu l-am făcut bine. 2 milioane, sincer. Nu că nu face, poate face, dar blochezi 2 milioane între un jucător untradeable, ai 1.200.000 pe Butra. Să zicem că poate, deși și Socrates se arată bine, frate. Dacă era 1.200.000, cred că îl făceam pe Socrates. A 2 milioane, nu. 2 milioane. Și terminai cu el, practic, știi? Hai. Bine. Di Marcito. Ce ai făcut, bărbiță? Bine, bro. Bă, dar stai bine acolo. Stai, mai am tijit până la meciul. Ne lasă băiatul, avem noroc, ne lasă, avem noroc. Mulțumim, boss, mulțumim. Ce-ai fi vrut tu să salut, ne salut. FIFA, FIFA VX. Nu mai vezi că ne dă putere în cabră pe zonă. Bă, parcă vezi. Dar așa se întâmplă, mă. Nu, dar n-ai pățit? Adică să joci bine. Am pățit, da. Să joci bine în prima repriză, să se miște atâi cum trebuie. Și bă, și a doua repriză să nu mai miște nimic. Da, normal, da. Că trebuie să pierzi. Asta nu-i script brestemat. Trebuie să pierzi. Normal. Nu mai iese o pasie, nu se mai înțelege nimic, frate. Ia vezi, bă, e și invers. Sunt și meciuri în care se merge și poate la ăla săracul. Da, și pierde ăla săracul. Normal, normal. Așa, așa. Opa, salut, salut, Alex. Salut, fraților, bine ați venit. Mă, pe Sebi îl găsiți și la mine pe Discord. Și la mine pe Discord pentru cei care... Bă, echilibrat. Echilibrat. E echilibrat, da. Am două ciuperci pe tabelă. Da, 2-0. La noi problema e apărare, frate, nu știu, apărare. Ok, ăla e pe Van Dijk acolo, dar în flank și portalul ăla mă miră, o Patricia. Bine, l-ai scos, l-ai mutat de foarte bine de 2-3 ori. Eu sincer nu prea îl mut, dar îl mut așa foarte târziu, foarte greu. Multe goluri mi-au așa, iurea, tocmai pentru că nu-l mut la timp. Și sincer să fiu, îl mut pe De Gea și câteodată iese, frate, gen la corner, iese și se retrage singur. Neymar? Știu unde joacă. Joacă Pogba la... Da, Pogba joacă. Bă, e bun! Hop! Ține cu mine joc. Salut, salut, mă! Salut, salut, Vicky! Mă, și le schimb de stil deja... Am făcut deja 4.000 de abonați. Bună observație, într-adevăr. Suntem deja o mulțime de centuri, trebuie să pun 5.000 de abonați. Ai mare dreptate. Mersi, mersi Cosmin. Cosmin a dat share pe FIFA România. Doar că vezi care e cum ajungi. Feedback-ul nu e același, doar două vizualizări, știi? Feedback-ul nu e aceeași cum era odată. Nu-mi dau seama de ce, frate, știi? La... Bine, FIFA încă se mai mișcă. Dar dacă încercăm să băgăm altceva, gen cum am încercat noi Battlefield. Azi eram pe live-ul lui Mircea, lui Domnul, lui X-Breaker. Și... La fel, frate, am încercat să bage Apex, el are 1000 și ceva când vine vorba pe live FIFA, la Apex era vreo 50-60 și eu am rămas puțin surprins. Oh! Bă, dar te joci, bă, eram sigur că bă, te joci, bă. N-ai stare deloc, frate, n-ai stare deloc. Mamă, dar ce bine i-am făcut-o și ce prost a șutat. Ai văzut? Ai văzut. Da, păi da, s-a dus și totuși eu Sebi, care e la duc din 91. Și i-am dat să dea pe jos. Pe jos, pe bine, da. Marco Parolo. Now you save it. Aldo. Important challenge now, must get the ball away.
Ok, minutul 65, hai că e bine. Dribble, da, da. Pe iertat să ceasă, că deja nu știu, da, scoate. Ce mi-a dat pe scurt că s-a oprit. Da, 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 s-a oprit. Îl are pe Di Maria. Nu, e Jordi Alba. Încearcă să dea pe parc. Da, cum ți-ai dat seama? Îți spun poziționat. O schimba jucătorul. O schimba jucătorul pe stânga, da. Se vei juca la CSM și la Steaua. Da, da, Steaua, voluntari, e o perioadă... Bine, la Ceahlou, frate, la Ceahlou. Ceahlou era, mă, era, era echipă, mă. Îmi pare rău puțin, așa că nu mai avem echipe de divizia din Piatra Neamț. Dar asta e, poate o să avem. Chiar, apropo, dacă ar fi să fie un pe viitor, așa, peste ani, când te retragi la 30 plus, să fie un proiect cum era Rapid, te-ai băgat să dai o mână la Ceahlou? Da. Te-ai băgat, nu? Dacă adică să fie, să vină cineva. Neamț, da, dacă da, da, dacă el sta în Piatra Neamț. Dacă da, sta în Piatra Neamț, da, și ar vine cineva, da, să pune la masă, bă, da, da, Sebi, cu tu și cu alți băieți care așa, da, da, hai, da, ne punem, hai să încercăm să facem ceva. Da. Hai, dau o mână de ajutor, da, frumos, bravo. Păcat, păcat, păcat. Am avut fotbal frumos aici, frate. Am avut fotbal frumos. Și avem stadion frumos, deci condiții sunt, dar nu mai, na. Opa, ia să vedem aici. Nu, mă, de ce, mă, de ce, mă, nu ajunge mingea ala la Zidane din prima vole? Bun, bun, bun. Bă, asta în principiu e câștigată, frate, nu cred că... Parte, dar ne lasă băiatul, că dacă... Ai bine, da, ce vreau să zic? Să vedem noi a doua când jucăm amândoi, frate. Trebuie să fii atent să dau de gesticul ăla. Moșu, trebuie să... Am uitat, bro, da. Doar Sebi. Bă, norocul joacă Sebi, dacă nu îl luam bătaie. Eram ieșit deja. Da, am uitat, nu știu, m-am uitat, m-am luat cu cetă, m-am luat cu vorba, efectiv am uitat, frate. Dar intrăm a doua tură. Da, măcar am acoperit o tură, jucăm două tură, dacă nu jucăm mă. Eu zic că o jucam și pe a doua. Bă, ești nebun, mă, dar bă, dar portăreașul ăsta de 83. Da, mă, dar dacă îl pui pe direcție, ce să-i fac? Da, corect. Dacă e script, îți o dă. Așa e. Pierdea Ceahlou cu Steaua. Bă, da, mai pierdea, mai pierdea, da. Ce trasura cu Gasebi cu la Ceahlou versus Faro? La FCSB. Bă, acum știi cum e. No, cu Steaua au fost meciuri frumoase, mereu. Da, da, da. Am bătut și în Genci, adevărat. Nu, am întrebat dacă a fost la Steaua sau FCSB. Pentru mine, acum, e părerea mea. Sebi, nici nu trebuie să spui părerea. Mai bine nu ți-o spui. Eu nu spun părerea mea. Pentru mine... Steaua, FCSB este Steaua, frate. Îmi place ce proiect au ei acolo, dar la urma urmei GGB care le-a băgat niște bani. Acum nu mă bag, nu intru în polemică sau în discuții. Pentru mine e cam aceeași echipă, știi? Ar trebui să se împace, să... Oh, ce frumos, frate. Niciun caz război și discuții și... Asta, părerea, strict părerea mea personală. Nu, nu, mai lasă. Deci pentru mine FCSB este Steaua, strict părere personală. Fără da, să da, jignez pe nimeni, fără să atac pe nimeni. Eu așa, bă. Așa. Mulțumim, mulțumim dacă ai fost aici. Da, Claudiu. Băi, dar nu trebuia Claudiu, trebuia să joci până la final. Da, în fine, hai. Bă, nu vă certați, nu? De ce să... Mușa nu mai putea să se zice scandalul genul. A, da, nu, 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 e, da, e treaba lor, frate, la urmă noi... Care e numărul tău la contul de la ori. Da, intră pe Discord, frate. Intră pe Discord și vorbiți acolo, eventual în privat. Că acum, na, poate Sebi nu vrea să dea... Bă, avem un win. Avem. Avem. Hai să vedem. Hai să vedem acum. Ok. Și acum să... Deci să nu uit aici. Deci când ai advance... Ia să văd. Deci aici când aleg... Bun, și dacă o să putea să nu mă lase. Stai să ai, nu, guest, mă. Nu cumva am nevoie de guest? You must... Da, mă, frate, că dacă nu poți să aleg. Deci, da, nu, trebuie să facem... Trebuie să-ți bași cont. Trebuie să bași cont, frate, de asta nu puteam să... Deci noi am încercat la Squad Battles și de acolo e single, nu ești online cum ar veni. Ai făcut un match? Nu, 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 facem unul și unul. Lasă, dă-i tu chestia, spet. Hai, dă la mine atunci un match. Făcut un match. Hai, bro. Dar mă zis, opticalele bătaie e 5-1. Apasă Y. Păi apăs Y. Dar asta, mă, nu am cont. Poți să faci guest, doar guest, nu?
Păi da, mă, da. Nu trebuie cont, gen, să cumperi cont. Doar guest. Faci un guest la manetă, nu? Hai să vedem, hai să încercăm. Ia. Deci care e joystick-ul? Cred că ăsta e. Ok, advance. Îmi scaută o până. Așa. No guest. Din Xbox, gen. Must. You must sign in order to pay to play this. Must be signed. Ah, deci guest numai cu ăsta pot să dau eu, mă, frate. Ok. Deci așa, fiți atenți să facem. Hai să vedem, hai să încercăm ceva. Și așa, da, suntem la oribil. Hai să vedem ceva de aici. Deci, Gamerscore, new. Cum fac? Andrei, mai ești? Add new. Gata, gata. Add guest. Bun, și add guest, adică putem să jucăm... să știi, chiar dacă am jucat când am rămas pe live, când joc cu alții, când am pe live, să te aud. Mersi, mersi, Claudia, dar trebuie să joci pe bune. Nu, de back. Add guest. Da, Andrei, știi cumva cum se procedează în cazul ăsta? Gata, hai, basic 1. Uite-l. Gata? Da, cred că ăsta e. E un băiat extraordinar. Da, stai un pic, care e? Da, ale. Ok, ia să vedem. Ok, și acum ar trebui să dau eu. Guest, gata. Vai, ce bătaie de luăm. Mai bine nu. Uite că a fugit, a văzut guest, a fugit. Ai văzut? Ce să vă știți jucători, probă. Știi că atunci când ți se conectează repede, ai conexiune bună și îți merge nu, bine? Nu, dar stai, că n-am dat guest, dai back. Uite, fii atent acum. Dau să jucăm. Hai, dai. Da. Dai tu. Păi nu, tu trebuie să dai. Dă-i start, advance. Nu, advance, piesă. A, nu merge? Tu trebuie să dai. Stai așa că... Păi dai tu, ia. Așa, dai tu, advance, stai pic. Uite, te ne-am băgat direct acum. Mm-hmm. Ori jucăm acasă, ori avem... Așa, gata, acum, dă-i start. Oho. Gata, mă, e bun așa, hai, ia tu, stai, nu, ia așa, gata. Ok, Ronaldo, nu fuge nimeni. Play. Bun, facem trei schimbări din prima? Facem cum vrei tu. Îl scoatem pe parolă? Sau lăsăm pe parolă și vedem pe parcurs că avem o schimbare? Cum ești, că? Fă tu, hai fă tu schimbare. Opa, ăsta, uleu. Iașin... Prime, mai... Eusebio, Salah acolo în dreapta, n-aș făcut gara în mijloc. E mai bună ca Marcelo, e mai bună ca asta. Da. Deci Bellerin, dacă are schimbări pe ăștia doi, e bele. Are, sigur. Are pe Sanchez Champions League. Maldini Prime. Și Băscălie în port. Și Iașin în port. Și noi jucăm cop. Dar noi e puternici. Hai, fă schimbări. Moșa de Frisbore se dau pachete gratis. Din câte știu nu se dau pachete gratis. O să fac o ofertă probabil să cumperi pack-uri, pentru că cei de la ei cu siguranță o să gândească și la bani. Cum altfel? Altfel na, nu se poate. Matip, nu? Scâniar. Și o să avem parte de SBC-ul pe toată perioada lunii, cred eu. În ce dată e de altfel? 22, da. Cu siguranță pe toată perioada lunii o să avem probabil diferite SBC-uri. Să avem nevoie. Da, bun, hai. Foarte bine. Dă-i rezum și hai să vedem. Dumnezeu cu mila. Ok. Scoate-a. Bă, dar cum o scot? Eu trebuie să scot, nu? Nu, eu. Cum o scot, frate? Din setări, trebuie, acum. Dă-i scoat. Nu. Nu, fă tu unul. Aici. A, trainer, show. Hai, bun, gata. Așa, rezum, mă. Dar ce, o vede și el când e așa? O vede și el, nu? Nu, dar nu te deranjează pe ei. Ba da, absolut. Te-am luat o ședință. Da, nu-i nimic. Bă, dar du-te, bă! Uite, m-am dus cu ăsta aici. Penalti!
Aaaa, dar ce-ai căutat-o, frate, știi și golurile astea? Hai, bate-l tu. Păi dacă îți vin din fenomen. Da, vin din fenomen, știi cum să zice. Bă, da, deși la jocul ăsta nu te-ai pus de. Ai și faze în care e penalti clar și da, nu-ți da. Da, clar, clar. Tu bați. Eu-l bat? Panenca, dă-i panenca. Gata, bine. Băi, ești finuț. Băi, bine, hai, avem 1-0. De asta vii cu mine. Ce stau cu ăsta aici? Bine. Oleu. Da, mai ce-mi frate. Ah. What? Da, e Davis, frate. E Davis, e Davis. E Davis, frate. Bine, mă. Haide, din prima, Socrates. Sunt centru acum. Du-te. Ah. Bă, să-mi va picioarele, mă. Aoleu. Am mutat bine, portară. Bine, mă, bravo, 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 bravo. Cine-a la Socrates? Bă, Eusebio, mă. Bine, mă. Patricio, mă. Numai mă, că nu-l văd pe ăsta, mă doare cap. Ia, păi, ia, păi, pleacă cu Ronaldo, pleacă cu Ronaldo. Da, m-a selectat-o pe mine. Asta nu-mi place. Da, asta e, dar nu prea e ce să faci la asta. Da. Bun, bun, bun. Rock. Alex Telles. And there is some backup for him in this position. Uite, Ronaldo. Du-te. Aaaa! De ce a dat ăsta? Hai, hai, dar că așa ai prins-o, hai, hai, hai. De ce a dat ăsta? Băi, ce bine a jucat-o pe asta. Bine, 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 bine. Șut! Aaaa, din prima! Băi, asta face, mă, frate, mă, nu știu ce, are un delay, deci tu poți să faci ceva și el face da, așa cum... Dar n-am apăsat așa. Știu, 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 știu. Am apăsat să o trag, să mi-o pun pe dreptul. Iar am mutat portarul. Bine, mă! Hai, 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 dă-i nea tu-s gura, mătii, azi! Bine, mă, hai, m-am dus. Și, și... Fault. Acolo bine, am vrut să o trag așa cu... S-o dai, nu? Am crezut că e dată din prima. N-am, da, n-am, păi n-am făcut Maldini, frate, hai dă-i un galben lui Maldini, Prime. Bun, 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 bun. Mă ia încă unul roșu și să câștigăm meci. Prime Maldini, frate. E la, ghe puțin. 4-4, ar fi ceva, frate. Da, da, clar. Foul, clar. Poți da pe poartă? Da, da, două, 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 două. Dar stai să duc eu pe USB să vin așa. Și două tu pe poartă ca să pot să mă duc eu cu el în centru. Dar, dar cine a dat-o, mă? Neymar. A, Neymarcito! Neymarcito, papacito. Bine. Uite, rău. Fai, bă, bă, ești nebun, mă, dacă treceam cu dragback-ul ăsta, doar asta vreau să trec. A, ai schimbat? De ce, mă? Erai tu și am schimbat, mă? Dacă se gândeam cu dragback-ul ăsta, ți-o scoteam la șut acum. Bine, mă, bravo. Bine, mă, bravo. Uite, Mbappé, Mbappé. Da, da, da. De ce a dat-o? De ce a schimbat-o, mă? Nu, da, 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 de ce fault a dat în mine, mă? Nu, da, ce, mă, și-a dat și galben, mă? N-ai cum, frate, porcăria asta, frate. Câteodată e așa de... Da, în fine. Ora, arribe Marcelo Totti, mă. Vai, acum, cap, bine, mă. Bun, 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 bun. Du-te, dă-i, dă-i. Bine, 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 bine. Ah, bă, păcat, mă. Dar de ce ne-a dat-o din prima lua la bă, sus? Bă, dar din prima am vrut să dau nu? Acolo, asta zic, mă. El, de ce ne-a dat-o acolo direct? Nu tu, că tu normal... Nu, 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 acolo, da, acolo așa am gândit-o eu. Fai, bă, dă-i, bă, Eusebio, tu-s gura... Mă duc eu cu Van Dijk, mă duc eu cu Van Dijk, poate ieși în întâmpinare, așa. Rămâne cu Van Dijk aici, aici, da, da, rămâne aici. Așa schimbat, bă, dar câteodată schimba Iurea, mă, frate, mă, îi dau eu să schimb. M-am dus? Și eu m-am dus. Du-te. Bine.
De ce morții, mă? Are delay, mă, are delay, mă, așa pățești. Deci faci și ia o... Rămâne cu Van Dijk aici. Lasă vedem. Bine, mă. Am citit prost. Fault. Bă, fault. Și-a luat galben la penalti? Și-a luat galben la penalti cumva? Nu. Nu, nu și-a luat, mă, Sanchez. Nu și-a luat. Dacă și-a luat galben la penalti, era... Ți-o dau aici, jos. Da, da, ok. De ce n-a dat un lateral? Băi, și joystick-ul ăsta... Las cu el. Groasă aici. O, e groasă, că vin și eu la dublaj cu Van Dijk. Din prima? Bun. E bine. Ce preluare lungă. Bă, da, totuși îl dominăm, frate, și doar 1-0, mă. Asta e foarte interesant, chestia asta. Eusebio. Marcelo. Nu! Patricio! Foarte rel, mă. L-am dus acolo. Ah, uite, astea nu-mi place, mă. Nu-mi place deloc la FIFA treaba asta, frate. Ține-mi atenție aici. I-am dat o ăsta în margine. Da, știu, așa face. Nu-mi place deloc, frate. Deci când știi cum se simte scriptul ăsta? Când trebuie să te țină acolo, ca să dea... Te ține până îți face fază de gol, cel puțin. Uite, i-am dat-o aproape. În centru, da. Aproape. Și abia m-am apăsat pe S, pe S, pe X-ul ăsta, ce e ăsta. Știu. Dă-i din prima în gura mătii, bă, om. Bă, dar din prima i-am dat să moră, dacă nu. Bă, ce moră. Mor când se întâmplă așa, frate. Și acum ne-ai dat ăsta aici, în centru? Bă, da. Dar din prima i-am dat. Dă-i cu șut. Bine. Mă duc eu cu ăsta jos aici. 4-6. Asta e periculoasă să la final. Hai că se poate! Băi, frate, bă. Bă, totuși dacă te antrenezi în direcția asta... Bine, mă. Van Dijk, frate. Bine, mă. Hai că e bine. Bravo. Ce echipă mai joc și Sebi? Acum are diferite oferte. Bă, dai să văd, Dominic i-a trimis mesaj, nu intră? Nu intră. Și o să iau o decizie până la vară. Bun. Băi, eu zic că l-am dominat. Ești curios. Nu l-am dominat. Nu l-am dominat? Nu, cred. Ia să vedem. Deci, a fost așa, arca parce. Arcea parce. Zici că a avut... uite, mă. Nu. De acolo. Da, dar n-a fost. A fost așa, arcea parce. Am avut câteva faze. Am primit o donație. Bă, ești nebună. Ce donație? N-am asta, bă. Îmi cer scuze pentru cine a donat, frate. O să citesc imediat după meci donația, frate. Îmi cer scuze. Nu aveam băgat căștile. Imediat o să o citim. Mulțumesc frumos, apreciez și îmi cer scuze că nu am citit-o. Imediat intrăm și citim și donația. Da, n-avem sunet, mă, că n-am căștile. Și cum, ce trebuie să mă sunet? Da, donația aici așa, intru. Pot să văd și acum. Ia să vedem noi. Cosmin, respect frățioare, 4 euro de la Cosmin, respect frățioare, Cosmin și el cu canal de YouTube face content de calitate, mă urc cu mare, mare plăcere la joc. Mersi Cosmin, îmi cer scuze, nu aveam căștile băgate și nu am auzit notificarea, îmi cer scuze, mulțumesc frumos frățioare, apreciez. Ah! Mă, cât ia să se întoarcă, mă, că am dat să întorc pe dreptul să-ți dau un pas în gaură. Un fac, da. Ah, aici e belea. Da. Da, cine ieși cu portarul? Eu. Da? Eu. Da, ieși cu ăsta aici când ai făcut așa. Da, știu, m-a prins. Vădeșa la mea, păi stai. Da, băi, dau acolo, în dreapta. Nu se așteaptă să dai. Da, dar nu-i de asta mică, nu ți-o dă cum trebuie. Nu, știi? Pe jos, pe sus. Nu, pe jos. Uite, pe jos. Nu, ne luăm gol acum. Nu ne luăm! O să acolo și eu. Bine, mă, hai din prima. Scăp de ea. Hai să scăpăm mai mută. Dă-i. Din prima aici, scurt. M-am dus. Centru. Bun.
Ceapa măsii, frate. E și greu cu Maldini acolo, știi? Și cu... A dus? Wow! N-ai cum, Neymar, de acolo, mă! N-ai cum, frate, din... A, ce prost m-am dus. Nu sunt partea cealaltă. Da, mă, dai în el, mă, direct în el. Ah. Nu scoate. Ba, am greșit. M-am dus, adică l-am scos în față, frate. Am zis că iau față, nu trebuie. Bine. Ia mea. Ai, bă, dă-te de joc. Greu să te abții, mă, să nu zici ceva la jocul ăsta, frate. Bine, mă. Dă-o scurt. Mamă. Du-te, mă, măta, mă, schimb n-ai cum. Schimb camera după asta, te rog? Da, sau schimb. Nu. Eu joc oricum. De ce nu te regăsești cu... Ba, da, dar nu, parcă... Ai scotat la oportunitate. Se merge mai, eu nu știu cum, merge altfel. Merge după fază, știi? Da, vezi altfel unghiurile. Pleacă cu Neymar. Te-ai împiedicat de la... Nu. Am schimbat în centru. Să nu mai scopie asta în flancă. Se-o în fața lui. Stai cu fundașii pe fund acolo. O prinde. Dilogează. Nu! Ce-am scăpat, frate. Dilogează, nu? O prins? Nu. Ce căcat, frate. Du-te cu lanciul. Nu. Eu stau aici. Stai aici, mă. Tu aici, și te-ai dus. Și uite cu Ronaldo, a rămas. Ce-o scot? Și de prima. Nu, vai, te n-ai. Nu, mă, ridic-o în spate, măta, Eusebio. Am să dau în spate, mă, bă, ce-a dat în față, mă, frate. Vreau să dau... Bă, ăsta era încă o dată fază de gol, dacă zici. Ce tare, bă. Bă, bă, deci chiar îmi pare rău să pierd meciul ăsta, să-mi bag picioare. Dacă aș pierd meciul ăsta, chiar m-aș optica. Bine, mă. Aici, hai. Și înapoi, încă o dată. Hai, încă o dată înapoi. Să dau? Și șut. Bă, dar iașine, e greu. Am dat. Nu, dar oricum e greu cu iașine. Am plecat în spate, ai văzut? Păi da, cel mai bine așa. Offside? Nu e offside. Nu cred, bă. Bă, să-mi bag picioare, nu vin să cred, mă, frate, mă. Hai, dai, că mai din meci. Să mă fân el, mă, am ratat atâtea, frate. Ce ne dă, mă, frate, să ascunde și în spate, mă, incredibil. Bine, mă. Am dus. Hai, încă o dată. Da, mă, drag bec, măta de joc, n-ai cum, frate, mă, ce căcat, mă. Ăsta era gol 99%, mă. Mamă, dar cum ne prinde ăsta să moară el. Da, trebuie să stăm o leacă mai sus din ăla, trebuie să dăm data viitoare. Ridic-te portar. Fără faul. Nu, fără faul, da faul dacă... Bine. Ce pasă dă ăștia, frate. Prinde tot timpul pe contraatac, mă, să mă fune. Bine, mă, ridică-te, portar, ridică-te. Interesant post de CDM, chiar bun. Bine. Cristiano Ronaldo. Mbappe. Now you save it. Ah. Haide, bă, dă și tu cu capul acolo, mă. Pe ce înseamnă să ai jucători totuși înalți? Uite, o leacă, joc! Zici și tu joc, mă! Ia lua mingea eu acum.
Și tu joc, frate. Hai că îi dăm gol în minutul 89, acum îi dăm gol. Să ne prindă, mă. Să ne prindă, dragă, că de dată îi dăm, dacă îi dăm, da. Cu Ronaldo? Da, Ronaldo? Hai, hai. De ce centrează așa în portar? Și cine? E Mbappé, frate, deci nu o să zici că înțelegi. Hai că e bine, mă. Păcat, frate, păcat. Hai că e bine, 1-1. Băi, nu știu. Nu știu. Sebi știe. Nu știu nicio. Nicio nu știu. Multe. Tot acolo a fost. Uite, mă, posesie și am împlinit contraatac. Păi, facem vreo schimbare ceva? Preferi ceva? Nu mai e. A, nu mai e, de fapt, da. Sper să nu aibă el. El are. El are, sigur, frate. Vezi că ne descurcăm bine pentru prima oară. Bă, oară. Pentru prima oară chiar bine. Dacă ne antrenăm puțin în direcția asta, știi că nu e rău să joci, să joci așa. Ar fi frumos, mă, ca să mă trece măcar un tur. Lăsă pun și asta la încărcat. Aule. Hai, frate. Poate îl facem. Chelsea începe el. Sau Arsenal. Da, da, ambele. Ambele arată bine. Mai mult Chelsea. Mai mult Chelsea, da. Asta vreau să zic. Parcă nu pus pentru Chelsea. Hai, hai, portar. Hai, portar. Da, ești, ești. Stânga sus, așa. Dar de ce mă dă în felul ăsta, mă, fratele? Patricio! Bine, Patricio, dar uite cum se duce și fundașul, mă. De ce se duce în față, mă? E nebunul câteodată, mă. Te-ai ales? Eu da. Oh, am crezut că dai în spate. De asta nici m-am dus. Am crezut că dai în spate și mergi 1-2 și după aia. Au că scăpa, Ronaldo, dacă... Da, dar nu m-am dus eu. Caut. De ce ne prinde? Trebuie să dăm puțin mai în spate, mă gândesc. Trebuie să mă întorc un pic. Hai, hai, Patricio! Fui, doamne, ce-am scăpat acolo. Cine ține aici, mă, să mă fân el, mă, frate, mă. Bine. Uite! Offside, da. Ai văzut cât i-a luat? Da, i-a luat câteva secunde. Ai văzut cât i-a luat să dea pasul? I-a luat o secundă. Uite. Fai, bă, aici ce vezi? Ce să faci, mă, cu piticul ăla, mă? Da. Ce să faci, mă, cu ăla? Era pe eu m-a dus lung și m-a dus în centru, dar era el. Eu dau centrele mereu cu lob în situația asta. Da, unde le dai la lung? Da. Ca să știu puțin. La lung, da? Ok. Ca să știu. Bună, ce pasă. Dar nu, dar s-a împiedicat, s-a oprit a mea, mă. Bine, mă. Fai, o dă-o lui, măta de joc. Normal că eu dai lui, mă. Bă, băieți, ești chiar așa. Bine, mă, frate. Bine, mă, frate. Uite, mă. What? Da! Am crezut că scoți în centru, nu așa se vede. Bine. Dar are pe Iașin, mă, ce să-i faci? Acolo, hai. Uite naibii, mă, dacă și tu, Ronaldo, bun, Mbappé, bă, e bine. La penalti trebuie să fie groasă. La penalti trebuie să fie groasă. Hai cu butonașele, mulțumesc, fraților, respect. Rezum, Premier League, Liverpool. Da, și eu aș vrea Liverpool, sincer. Doar pentru că îmi place așa, e o echipă mai veche, e o echipă cu tradiție. O să fie greu. Mai ales că Juventus joacă un fotbal... Bă, nu neapărat fantastic, a stat puțin în Ronaldo. Bine. Vai, dacă ești asta. Mă, te caci pe tine la ultima pasă. Uite,
Dar uite de când am plecat de acolo și tot, tot se ia fața, ești nebun. De prima, bun. Te ajunge. Dar mai ajunge, n-ai ce să faci, când e așa n-ai ce să faci. Deci când se pune așa n-ai ce să faci, și despre ce vorbim? Bine mă, bă, cum a stat acolo. Aaa, de uite preluare la Cancelo, mă. Bă, Cancelo, want to watch, n-ai voie să faci așa ceva, frate. Degajează, dă-o mă, așa. Bun. Bine. Nu prea. Ce, bine, iată. Bun, ți-am dat-o din prima, Mbappé e acolo. Ți-a dat-o Ronaldo, de ce? Fault. Roșu. Roșu. Și mai cine mai e? Mai e și... Bun, mă, roșu. Bă, a jucat cu ăsta până la final? Da. Ție, nu-l Van Dijk, nu-l Van Dijk. E boxu. Vreau să fac o la crocheta ceva. Șut din prima a fost asta. Păi da, dar n-a, te-a încurcat, aleg. Păi e Neymar, dă-l în masă ala de Champions League. Păi, Doamne! Bine, mă! Hai că-i dăm gol acum. Am dat-o bine, am dat-o bine. Din prima și eu. Dă în prima? Și Ronaldo. Șut! Nu mai apucat. Hai. Scos acolo. Centru. În centru. Păi, dar unde o dat pasta, mă? Și? În care rolul ăla? Acum mai spune ce cum o dată. I-am dat cu finesse, vreau da, să continuăm. Da, mă, 500 lei fut, mă, n-ai cum, mă, ești nebun. Bă, și cum a jucat-o pe asta? Hai, că mai ai vreo șansă. Du-te. Bă, nu, mă, bă, leu, ce păcat, frate, mă. Tu ai fost cum a dat, mă, frate? Da, mă. Acum ăsta cred că o să ne citească la... A, eu apăr. Hai să văd, dacă îmi dau seama. Dacă știe, se de penalt. Okay. El duce capul în dreapta, vezi? Da, duce capul în dreapta, hai să vedem. Da. Nu știu. Îl facem. Îl ratez și eu. Îl facem. A, eu os. Tu ești. Hai, nu-i problema, e. Dracu, mă, m-a citit, mă. Nu s-a uitat. De centru? Centru. Bine, mă. A, mie îmi place să râs. Toată viața mea mi-a plăcut să râs. Bă, nu! Nu se aruncă! Nu se aruncă, e nebunul ăsta! Ia, stânga. Și m-am uitat. Stânga. Nu, dreapta. Îți dai stânga și cam în dreapta, dă fiete. E văzut ce l-a citit video, frate, mă. De gol. Am încercat ce a zis chat-ul, scăriță, na. A, mă, nu m-am centru a dat-o, mă? Aici trebuie să-și... În dreapta. O dă dreapta. Vezi dacă mă uită cap. Stânga. Dreapta, stânga. Stânga, dreapta. Dar nu știe frerul să dea. Stânga, ține stânga. Frate. Stânga! O sta așa la sfârșit, a dat stânga, frate. Vai, acum e acolo. Băi, Lușu, dă-mă, dar nu mai dai încetă, dă-mă ăsta, nu mai dai încetă, dacă iar stă încetă. Bine, mă, du-l în gură. Nu m-am centru ăsta, am câștigat-o? Nu știe să se arunce, mă. Na, hai să vedem. Ne face stânga, dreapta. Dă pe mijloc. S-a dus în stânga ultima dată. Hai de gol și câștigăm. Câștigăm dacă dau gol? Da. Bine, au fost printre așa. Bă, ce vece, ești nebun. Au fost așa între colți. Bine, mă, nu vine să crezi. Suntem în semifinală, co-op la draft. Ai, mă, n-ai cum, frate. Uite, mă, am jucat bine. Da, mă, am dominat. Am luat care și ocazii. Acolo. Da. Păi ce? El n-a avut nimic clar ca noi. N-a avut, da. Bine, mă, frate. Bine. Să nu uiți să dau acolo, frate. Îți dau ăsta așa. Alex Monroe, bine ai venit, frățioare. Cosmin, din nou, mersi frumos pentru donație, frate, și respect, încerc scuze. Ah, stai să dau aici. Gata, am dat. Încerc scuze că nu am auzit. Te jucăm cu un român. Da, mă. Avea echipamentul României, da? Da. 26 fac 27.
Ok, bă, ăsta are echipă mai echilibrată ca noastră. Pe linia de fund stă mai bombă, bună, mai bună. Mai bună de mai 10 bună, ori. Mult mai bună, frate, mult mai bună. Noi, într-adevăr, avem pe Ronaldo și pe Eusebio acolo în față, dar el la linia de mijloc și linia de fund. Asta e o echipă bună. O echipă de asta poți să mergi în Rivals, vă spun, în Division. Bă, da, schimbări, nu? Da. Patrice, ora 93, sunt băbicele. Cum dracu ne-a dus până aici? Nu-mi dau seama, frate. Am luat speră la un draft token. Ce ai făcut? Foarte mult și foarte de asemenea. Mersi, mersi, respect, fraților. Bă, schimbăm camera, da. N-am mai schimbat-o. Acum putem? Nu putem. Nu o contează. Mbappé. Vreți joacă Mbappé acolo, nu? Eu se vă arăta mult. Bine a venit, ele. Eusebio a arătat mult, da. L-ai dus în partea asta, acum? Nu, la fel am zis. Da? Într-adevăr, Eusebio a arătat mult. Hai să vedem, frate. Greu. So often by substitutes, the home team are going to perhaps gamble on that working for them now. And this is starting lineup for the home team. Shoot. Ah, Cavani! Da, e pipuș Cavani, că n-ați faci treaba cât de cât. Da, dar trebuia să dea gol aici. Ia să vedem acolo. Ce-a ieșit De Gea, bă, De Gea, e greu cu De Gea. Haide, bă! Bine. Nu mă faci chiar așa, mă, du-te în gura ta. Am gândit-o eu bine, dar... Bine, mă. M-am dus un pic la centrare. Da, bine. Am dat o pasă de tot căcatul. A revenit. Încă o dată. Asta din prima zbun. M-am dus. Te-ai dus. Dar de ce s-a dat-o lor? Bă, stăm prea... Ne prinde iară pe contraatac. Uite, asta au stricat ei după update-uri, frate. Deci știi cum fac? Stau cu un... se apără cu atacanții. După aia te-a prins pe un contraatac și ți-a dat o babă și ți-a rezolvat. Hai. Bine, mă. Încă o dată, încă o dată. Cum mă dat așa, mă, Ronaldo de 99, să moară el? Dar dacă stângul, mă. Ei, ce, dă, drept. Asta, vezi, asta e, frate, deci când poți să-l ai pe Dumnezeu, am mai zis eu, un teren, când e să-ți o... Aoleu. Bine, mă, bravo, mă, bravo, bravo, Sebi, bravo, mă. Ai, te, bă, uite-o lea că jocul ăsta. Bine că nu mi-ai luat, mă, că e default acolo. Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Bă, asta mă, nu ratăm, ce să-i faci? Are Vincius. Nu-i nimic, eu zic că e bine, mă, eu zic că am ajuns aici bine. Dar n-ai de unde să știi. E la loterie acolo, n-ai de unde să știi, frate. Hai, chip, oblici. Ți-a dat-o pe Ronaldo. Înceapă centru. Acolo, ce să nu-i dat? Fault? Offside, mă? Dar nici n-a ajuns mingea la el, mă. Dar nici n-a avea treabă. Offside tu acolo. Bine. Ah, am pusat de două ori. Team of the Year nu câștigă lângă Van Dijk normal. Vezi, aici. Dar Van Dijk ăsta e fenomenal, frate. Nu știu să iau pe asta. Nu cred că nu riscă. Ba, pe mă. Bun. Centru. Și mai departe cu tine. Centru. Neymar din prima, șut! Nu, a încercat centru la tine. Finez, șate, gol dacă îi dai cu Neymar de-acolo. Dar unde mă, ne-am arătat și cu... Am încercat să-ți dau ție în centru, frate. Da, cred că am dat un pas în plus. Nu trebuie. Vezi că dau portar. Dau drept. Eu mă uitam deja că am zis că o degajează deja. Da, de unde, mă? Vezi, așa am dat-o și un centru, nu se dă tot timpul unde... Bine. Uite, mă, uite-o leacă la el jocul ăsta, mă. Uite, dă, mă, nea, mă. Ce-i asta, mă, zici și tu? Uite, deci am dat cu fundașul ăla de... O să mă uit la reluare, mă, la golul ăsta. Am dat cu fundașul ăla de 5 ori am dat în el, frate.
Bă, adevărul că nici nu... Nici nu jucăm nimic. Nici nu prea jucăm în meciul ăsta. Dar bine m-a ajuns mingea la Edmonton. E adevărat. Dar las că aminte să egală. Absolut. Vai, ce pas am dat, frate. Ce care-i faza? Că nici nu poți să leși pe fază defensivă să-ți apere singur, pentru că schimbă automat, ori la unul, ori la altul, știi? Uite, Ronaldo, Ronaldo. Gata, dă centru! Da, mă, dă-i pe mata, cine era acolo, tu zgura mătii de jucător! Nu e că e vina ta și de ce? Dar am șutat, bro! Că n-ai dat șut din prima! Păi da, mă, am șutat acolo! Tu erai preocupat să-mi cer mie pas acolo! Nu, mă, nu am șutat, pe cum nu am șutat? Bine, nu m-am șutat, da, serios, am șutat! Nu m-am șutat să vină la, m-am șutat să vină în cot! Chiar am șutat, pe mână am șutat! Direi atunci, n-ai ce să faci! Chiar am șutat! Să zicem cu 5.000. Da, dar așa se întâmplă la draft, mă. La draft nu prea scoți. Băi, eu sincer l-am prins pe... Pe cine am prins? Am prins un jucător la... Pe Auba, mă. De 87 la draft, când era Auba, a valorat ceva. De ce? Centru. Ce-i grav, mă? Bada. Vezi că dau scurt. În prima. Maghiciu. Uite. Uite unde, bă, dar de ce a schimbat, mă, pe Ronaldo acolo, mă? Bine, și pasea a fost deplorabilă. Dar chiar și așa, de ce a schimbat pe el? Bine, hai, centru. Dă-i lui la sus. I-am dat-o sus și i-am dat-o lui... Uite, am dat pas pe sus, fratele meu, lasă-ne să dăm. Bine, asta, mă. Asta e gol! Doar de hiatus gura, mă, aș scoate bine asta. Da, foarte bun. N-ai cum să nu dai gol de acolo. Și dă fault acum? Nu, te dă gol. Bă, de ce le-ai dat fase? Așa e fotbaliștii profesioni, să dea ei gol, să dea ei gol, frate. Fase acolo, eram liber. Acum, nici nu știu cum să... Gol cu Ronaldo cu cap. El nu e la tine. Vedi, mă, dintr-o. Hai, mă, dar nu mai e în advers. Nu, mai e, da, mă. Ce e asta, mă? Offside, mă? Ce rahat e ăsta, frate? Pasă, am fost egoist. Am vrut să marchez. Vrut să marchez. Aia, dar e normal, frate. Și eu făceam la fel. Bine, eu am avut puțin noroc. Am atacat scurtul. Ce să fac cu capul de acolo? De acolo greu, da. Nu, că legalăm. Da, dar eu sincer nu acolo am dat-o, știi, nu? Vedeai? Am dat cross-ul dincolo și-o dat în spate. Eu am dat-o în centru, nu am dat-o în spate. Dar n-are nicio logică, știi, când dai cross-ul, deci să dai. Fine, da. O, păcat, n-a jucat. Faci live-ul cu Sebi. Da, cum să nu, fraților? Da, trebuie să avem feedback, deci trebuie să adunăm mai mult. Contează foarte mult un like, un share. Moșul sabotează. Bă, n-am sabotat, frate. Am făcut într-adevăr 2-3 greșeli, recunosc. Dar nu, m-am jucat, na, pana mea, eu zic că am jucat bine, ținând cont că n-am jucat niciodată. Te lua la, uite, e para a doua. Du-te. La târziu, ți-o dau. Da, și asta nu-i fault, mă, frate, am făcut un 2 din prima, asta nu-i fault, vrei zici? Hai, de. Vreau să trec prin el, eu. Dacă știam că te lasă jos, nu ți-o mai dădeam înapoi. Acum trebuia pasă în centru. Șutată, dar șutase din prima, trebuie vezi că a făcut preluare. Dar bine, eram și angulat de el. Am pus angulat de el. Legală, mă, ascultă-mă că nu se apără bine. Pe ăsta dacă eram singur, îl băteam și eu, se pe el. Da, da, corect, așa e. Pe. Ah, gura măsii, Chiellini, mă. E lent, dar e bun pe acolo profund. Acolo e buzd la joc, se întinde piciorul. Da, se întinde piciorul. Crezi că întinde el piciorul? Nu, e automat. E normal. Da, dar vezi că la tine nu-ți mai dau auto. Am mutat portarul acolo și tot ăla, da. Păi nu-i nimic, e bine.
A, nu, jucăm până la final. Bă, dar s-ar putea să... Ba da. De ce s-a întâmplat? N-a dat... Nu, e gol. E offside, mă. De asta am zis că ce s-a întâmplat. Haide. Vezi că îți dau un colț. Vai de viața mea, ce-i asta, mă? Vai, ce-i asta, bro? De... Nu, te lasă, e clar, e clar. Că dacă îți greșește pasul de asta. Hai. M-a dus? Uite, mă. Da, centru, da. Pas pe sus, nu centru, pas pe sus acolo, da. Pas pe sus. Ce faultă ești, mă! Fault, mă, frate. N-avea cum să fie fault de acolo niciodată, bro. Bun. Din prima. A, de bă, tu-ți curare, mă, te... Săracul ăsta, acum nu mai sărea la noi. Da. Sărea la el. Da, mai noi. Bun, mă. Dar tu bine, dacă nici ăsta nu-i gol, mă, fân în el joc. Da. Din prima. No. Aaa, eu am ieșit afară, băi, nici n-am încotro la jucătorul, acum. Vai, băi, du-te, n-ai bine, mă, frate. Ce să fac cu Teles, mai mult de atât? Dar chiar și așa, șutat în el, mă, nu trebuia șutezi, ce dracu, mă. Van Dijk acolo în față, să fie greu. Bine, mă, bravo, mă. Și eu, pregătisem foarte greu. Scos de hea, foarte greu. Nu dă Ronaldo niciodată, mă, de acolo. Da, vai, vai, și când m-a dus acolo în față. Vai. La portar ești, da, dă-i o lui, tu te-ai curat. Dacă m-a dus la mă, vină înapoi. Băi, n-ai cum, frate. Băi, ne-o cropat, n-au vrut să dea pace, frate. Golan. Da, ai văzut asta, ridicea tot la el. Tot la el, nu, dar aici n-a. La asta n-ai ce să-i faci, mă, asta e de căcat. Fazele astea n-ai ce să-i faci. Hai să nu ce. Ne-a dat ăsta de neajulit. Dar n-arată de... așa meciul, mă, jur. Nu. Absolut. Uite-l puțin. Uite, Eusebio așa trage. Eusebio, da, e strane tot așa. Uite, 91, frate, totuși, știi? Ar contează, dar distrat, despre asta e vorba, frate. A, unde? Du-te, mă, Eusebio, hai! Hai. Ia să vedem în centru. De ce s-a dus Socrates în spate, mă? N-ai, mă, cum, orice șute în el, n-ai cum, uite, orice da, minge rămâne la el. Rămâne la el, nu. Dă-i lui Eusebio. Așa, hai, în centru. Ce să faci cu tele să stai acolo? Da, urcă de pe poziție. Am ce am făcut ăsta acum? Bine, bun, mă faci bine. Nu, dar bine. Dar de ce nu se respinge la tine, frate? Nu, e bine că ai șutat. Că m-am dat în față. Bun. Dă-i bă, în el, bă, dă-te în gura, mătii. Dar bune, mă, frate, parcă nu vrea să-ți mai facă. M-am dus. Ai greu, Neymar, de acolo, frate. Micuți el. Mai intră, da. Oricum a fost fan, frate. Dar nu, e puțin mă ficat că nu-i corect scor, uite, așa, uite, da, nu-i corect scorul, frate. Orice minge rămâne la el, uite, îi trece trece prin picioare lui ăla, da. Ui, dă-i mă în ea, mă, Davies, mă. O, ce? Bă, măcar golul de onoare să-l dăm și noi. Uite, nu m-am dus-o. Bă, dar nici nu se leagă, mă, da, frate. Da, uite, fii atent. Uite-o leagă, de-i cajat la el, bă. Șutează în el. Da, șutează, da. Nu-și face preluare 2 metri în față, rămâne direct. Uite unde se duce ăsta, mă. Bine, mă, bravo, Sidi. Bun. Da, din prima. Uite unde îi dau. Da, unde îi dau și eu dat încolo. Da, și eu l-am dat în partea. Da, așa pățesc, așa pățesc și în weekend liga. Mor când se întâmplă așa. Da, e la voluntari. Hai să începem de aici. Hai să începem de jos de aici. A,
Ai, care bă, pe viteză, frate, n-ai cum. Ce pase, mă, ce pase dă, n-ai cum, e Ronaldo Team of the Year, n-ai cum, frate, să mă fă pe el. N-ai cum, mă, cum să dea pase vreodată în viața lui Ronaldo Team of the Year, așa. Dar nu, ce-ai dat seama din prima, că nu. Ba da, ba da, e puțin frustrant așa, știi, băi, măcar dacă dau... Înțeleg, dar dacă eu nu dau... Te bate unul, mai bun. Eu asta nu mor la FIFA. Lasă-mă, frate, dacă mă bate, mă bate. Da, exact, pe merit, nu... Am dus. Da, ce... Dacă nici asta nu a fost pasic ca lumea, chiar mă fute. Ah, merge, merge, merge! Da, mă, din prima, Socrates! Offside. Ah, offside. M-a luat degeaba de el. L-a certat degeaba. Dar oricum nu dădea gol. Chiar nu dădea, da, nu dădea. Bă, eu zic că e bine. Hai că avem pay-urile, frate. O să faci giveaway cu tricou tot. No, cum să fac, mă? Giveaway cu tricou original al Neymarului ăla. Nu, clar nu. Nu, no, nu. No. E posibil să facem la un moment dat. Cum, mă? Am avut, noi am avut aia? Ce? 16 cu 10, el a avut 5 șuturi? Da, da. Și am bătaie 3-0? Da, mă, da. Cum, noi am avut posesie 16 șuturi și 10 pe poartă, el a avut 5 șuturi de tot și ne bătaie 3-0? Da, da. Ce căcat de joc, frate. Hai. De ce ce dacă primim? Da, uite primim gol pe... A, la ăsta am luat eu, mă, Icon. La ce am o primit gol? Da, aici e Icon. Aici. Acum tu dai. Hai, că mi-e portat. Eu dau primul gol pe tu dai Icon. A, acum, eu bag la Icon. Nu, eu cot, hai TV. 84 măcar. A, și 83, dar nu-i. Nu contează? Nu contează, nu contează, nu contează. Bă, a fost fun, mă. Mie chiar m-a plăcut, chiar ne-am distrat, frate. Cel puțin draftul ăsta chiar a fost da, fantastic. Eu Sebi m-a dezamăgit, total. Bă, m-a dezamăgit, dar... Bă, tu știi că ăsta s-ar putea să nu. Nu, greșesc. Eu nu știu dacă e el neapărat jucătorul, cât... Jocul în sine. Eu nu cred că e USB. Băi, așa te face să-ți cumperi, să schimbi echipa, să... Să faci, să investezi. Zici că nu mai merge și nu știu ce. Hai. Deși Eusebio Prime nu cred că e afectat, părerea mea. Eusebio, ah, Gullit Vieira. Ne dă nici bol, frate. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Bă, despre asta e vorba, suntem pe fan, suntem pe show. Ne interesează mai puțin rezultatul final. Deși puțin dezamăgit, așa cred eu că meritam puțin mai mult. Mai ales că am dominat, cum să ai 16 șuturi, 10 pe poartă, posesie, ăla 5 șuturi, să-i bătaie 3-0. Dar asta e. Hawk, bun, mă. Bun. Oh, 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 oh. Ai scos banii pe draft. Mi-a scos banii. Da, dar și Hawk-ul cred că îl dau. Și Hocolo, pentru că am deja la club și foarte mulțumesc și am și 100 de ok. Confirm și aici avem 1000 de coins, nu? Să nu dau ceva care nu trebuie, da, nu mai bat capul cu ăstea. Ok, fraților. Bun, fraților, cam atât a fost pentru seara de astăzi, nu ne lungim mai mult. Am crezut că avem un draft token. Dacă prinde, dacă, mă rog, v-a plăcut ce am făcut, o să mai jucăm și o altă dată, poate săptămâna viitoare sau când o să avem timp, de pe contul tău. Facem jucăm și de pe contul tău. Deschide pe care pe contul tău. Da. Deschide eu atunci, să văd ce noroc am. Îți dai seama că nu prinzi nimic. 83 cel mai bun. Depinde ce fac la ochelii. Uite, dar degeaba tu ești la mine aici, că eu ce nu bag să mă pipinei. Nu le dau bani. Bă, dar chiar au ceva promo? Ce au la premium? Lăsând lirii, eu speam. Nu ai niciun promo. Ba da, ai promo packs. A, nu mă refer în bani. 45.000, a, Prime Gold Player Pack. Mă jucăm pe episodul cu Sebi. Episodul cu Sebi e în funcție de cum îl editezi. Sâmbătă cel târziu luni pe copul în marți. Sâmbătă cel târziu marți. Sâmbătă duminică cel târziu marți. Bine, fraților, mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Mulțumesc Cosmin pentru donație. Îmi cer scuze că nu am observat atunci, nu aveam casca și eram concentrat aici. Mulțumesc lui Sebi că a fost prezent alături de noi. Mersi Sebi că ți-a luat din timp. Apreciez, frățioare. Și nimic, până data viitoare, peace. Pe respect, pe respect, fraților, respect. Și respect în chat și pentru Sebi. Mulțumesc frumos. Hai, o seară bună!